Dorești că sunteți invitați pentru a participa la ședință ordinară a Consiliului Local Orden, județul Bacău, care se va desfășura în sala mare a primăriei Comunei Orden, în satul Orden, strada Luz, numărul 178, Comuna Orden, județul Bacău. Unde va fi supus analize și dezbatere următorului proiect al ordinii de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de la nivelul OAT Orbene, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023, inițiator primar Popa Costache. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinirea constatărilor din raportul de FLAU numărul 62.156 din 17.12.2021, încheiat în urma activității de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 44 din data de 23.12.2019 împreună cu decizia numărul 44 din 23.12.2021 cu prelungirea termenului de realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 44 din data de 23.12 inițiator primar Popa Costache. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie. Inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin licitație publică a imobilului închirierii prin licitație publică a imobilului teren plus construcții aparținând domeniului public al Comunei Orbeni, județul Bacău, situat în incinta dispensarului uman din Comuna Orbeni, sal Scurta, strada principală, numărul 702, județul Bacău. Inițiator, primar Popa Costache. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a caietului de sarcini pentru obiectivul de investiție în mezare cu cote interioare școala primară numărul 3 Scurta, în satul Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău. Inițiator, primar Popa Costache. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărie și înfrumusețarea Comunei Orbeni pe anul 2022 a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agențiilor economice, cetățenilor pentru buna, gospodărirea Comunei Orbeni și respectarea condițiilor de mediu, cum și stabilirea sancțiunilor. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de activități lucrări de interes local pentru anul 2022 în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familie de beneficiare de ajutor social pentru persoanele condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, dar și pentru persoanele sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenții. Inițiator, primar Popa Costache. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economici și a devizului general pentru realizarea obiectivului construcție și dotare cămin cultural sau scurtă, Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Și punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Campania Națională de Investiții, amplasamentului și asigurarea condițiilor vederea executării obiectivelor de investiții pentru construcție și dotare cămin cultural sau scurtă, Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Supuneți că aprobare dacă aveți ceva intervenție. Atunci supunem spre aprobare cine este pierdut. Împotrivă, abține.
iată, domnul secretar, să ne prezinte în ședința trecută. La citire procesului verbal, întocmit pentru ședința anterioară, ședința extraordinară a Consiliului Local Urgen, județul Bacău, din data de 17.12.2021. Astăzi, 17.12.2021, are loc începând cu ora 9 și cu desfășurare în sala de ședințe a primăriei Comunei Urbeni, din satul Urbeni, strada Roz, numărul 178, Comuna Urbeni, județul Bacău, ședința extraordinară a Consiliului Local Urbeni, unde vor fi supuse analize și dezbatere proiectele înscrise pe ordinea de zi aferentă, cu participarea unui număr de 13 consilieri locali. În deschiderea ședinței de astăzi, are cuvântul președintele de ședință, care dă citire proiectului ordinii de zi. Punctul 1. Prezentarea activităților specifice derulate pe parcursul anului 2021 la nivelul Comunei Urbeni, județul Bacău, de reprezentanții postului de poliție Urbeni, invitat fiind șef de post Alin Panete. 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Urbeni, inițiator primar Popa Costaia. În deschiderea ședinței are cuvântul șeful de post a postului de poliție Urbeni, care prezintă activitatea desfășurată de lucrători din cadrul postului de poliție Urbeni pe parcursul anului 2021, a colaborării desfășurate cu celelalte instituții din comună, dar și starea de infracționalitate existentă la nivelul Comunei Urbeni, cu mențiunea înregistrării unui număr crescut de fapte antisociale la nivelul satului Scurta față de satul Urbeni. Se solicită o intervenție, are cuvântul domnul Moraru Dan Constantin, care atrage atenția asupra persoanelor care fac legii în centru civic, folosind trotinete, scutere, fără tobă, care devin la un moment dat insuportabile, care văzut șeful de post, avem în prezent în derulare o acțiune care vizează și acest tip de perturbare a liniștii publice, alături de tot ceea ce înseamnă trafic pe drumurile publice din comună. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni, care aduce la conștiință faptul că vor fi montate în viitor apropiat camere de ordine de în afara celor existente pentru a spori gradul de siguranță. Sunt adresate întrebări, respectiv făcute aprecieri față de cele prezentate invitatului prezent din partea consilierilor locale ai Consiliului Local Urbeni. În încheiere, cei prezenți mulțumesc pentru informațiile oferite domnul șef de post, apreciază prezența acestea pe care o consideră utilă, dar și faptul că ar fi de dorit ca acestea să aibă un caracter periodic. Are cuvântul secretarul Comunei Urbeni, care dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Președintele de ședință solicită intervenții, nu sunt solicitări să spune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 13 voturi pentru. Are cuvântul secretarul general al Comunei Urbeni, județul Bacău, care informează consilierii cu privire la faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de referatele de aprobare, rapoarte de specialitate, alte documente aferente și avizele celor trei comisii de specialitate. Președintele de ședință solicită prezentarea materialelor înscrise la punctul numărul 1 al ordinii de zi, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Urbeni, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru. În finalul ședinței, domnul primar informează cu privire la stadiul derulării obiectivelor aflate în execuție la nivelul Comunei Urbeni, la final de an și urează tuturor celor prezenți sărbători fericite. Domnul președinte de ședință declară închise lucrările prezente în ședință și urează tuturor celor prezenți sărbători fericite. Mulțumim, domnul secretar. Dacă sunt ceva intervenții pentru materialul prezent. Și punem la vot. Să pierdă. Abținere, împotrivă. Mulțumim. Deci, la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelele școlare de la nivelul AT Urbeni, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Da, vă să dau citire referatul de aprobare și al proiectului de hotărâre. Referat de aprobare a rețelei școlare propuse să funcționeze în anul școlar 2022-2023 în Comuna Urbeni, județul Bacău. Potrivit articolului 61 din legea 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizorii. Rețeaua școlară a instituțiilor de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform inspectoratelor școlare. În cadrul rețelei școlare se pot înființa și pot funcționa conform legii grupe, clase, în alternative educaționale integrate în unitățile școlare de stat sau particulare. Persoanele juridice și fizice pot înființa conform legii unități de educație timpurie și de învățământ primar, gimnazial, liceal și post-liceal. Rețeaua școlară a unităților de învățământ se dă publicități la începutul fiecărui an pentru anul școlar următor.
conform Ordinului Ministrului Educației Naționale numărul 5599 din 29-11-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 888 din 29-11-2020, prin care a fost aprobată metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ pentru anul școlar 2022-2023, organizarea rețelei școlare se realizează anual. În procesul de organizare a rețelei școlare, unitățile de învățământ își păstrează statutul și structura și pot fi reorganizate în urma aplicării unor operațiuni specifice, respectiv fuziunea sau divizarea acestora. Autoritățile administrației publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și respectiv persoane juridice finanțatoare pentru unitățile de învățământ particulare vor înainta propunere de divizare sau de fuziune a autorităților de învățământ însoțite de o fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus. În vederea reorganizării rețelei școlare locale, consiliile locale județene întocmesc un proiect de al rețelei școlare care se transmite Inspectoratului Școlar, Ministerului Educației Naționale de către primar, președintele Consiliului Județean, în vederea emiterii avizului conform. Actul administrativ prin care se organizează rețeaua școlară a localității județului este hotărârea Consiliului Local, emisă în baza prevederilor legislației în vigoare. Deoarece în prezent nu sunt estimate modificări ale efectivelor de elevi sub limitele prevăzute de legislația în vigoare, pentru funcționarea unităților de învățământ cu personalitate juridică existente, nu se impune reorganizarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023. De asemenea, pentru anul școlar 2022-2023, va fi dată în folosință grădinița cu program numărul 1 sau scurt acum în Oberg de Zubacău, aceasta fiind o unitate care va funcționa într-un imobil nou edificat. Având în vedere cele prezentate, avizul conform comunicat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, propunem ca structura rețelei școlare pentru anul 2022-2023 să fie cea prevăzută în prezentul proiect de hotărâre. Și așa cum vă spuneam mai devreme, punctele școli de liberază comunelor care vor fi funcționale și din anul 2022-2023 vor fi, așa cum am spus, grădinița cu program numărul 1 din satul Orben, școala gimnazială numărul 1 Scurta din Comuna Orben, școala primară numărul 3 din satul Scurta, grădinița cu program normal numărul 1 din satul Scurta și școala gimnazială numărul 1 Orben. Cele 4-5 unități de învățământ. Și proiectul de hotărâre la preambul. O să trec peste. Articolul 1 din proiectul de hotărâre se aprobă rețeaua școlară din Comuna Orben, județul Bacău pentru anul școlar 2022-2023. Prevăzută în anexa care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 2. Prezenta hotărârii va fi dusă la îndeplinire de executiv. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi transmisă Inspectoratului Școlar Județean Bacău, instituției prefectului județul Bacău, școlii gimnaziale numărul 1 Orben și primarului prin grijă a secretarului Comunei Orben județul Bacău. Cam astea ar fi informațiile privind proiectul de hotărâre privind rețeaua școlară pentru anul școlar 2022-2023. Mai pe intervenție. O să punem la vot. Cine este pierd? Mulțumim. Da, de acord. Dacă nu spune cât, că nu, nu sunt... Nu sunt abținere sau pentru votul 3, că nu sunt abținere sau pentru votul 2. Deci la punctul 2, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinirea constatărilor din raportul de FAU numărul 6062 din 156 din 17 a 12.2021, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 44, din data de 23.12.2019, împreună cu decizia numărul 44, din 23.12.2021, de prelungirea timpului de realizare a măsurilor dispuse prin decizia numărul 44, din data de 23.12.2021,
Dau citire materialele aferente acestui punct de pe ordinea de zi. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinirea constatărilor din raportul de follow-up numărul 62/156 din 17/12/2021, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia 44 din 23/12/2019, împreună cu decizia 44 indice 1 din 23/12/2021, de prelungire a termenului de realizare a măsurilor dispuse prin decizia inițială 44 din 2019. Prin adresa 64.446 de la finalul anului trecut, în speță 28/12/2021, Camera de Conturi Bacău ne-a comunicat că, în temeiul prevederilor articolului 33 aliat 1 din legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Republicate, ale punctelor 180 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea plenului Curții de Conturi numărul 155 din 2014, ne-a fost comunicat spre analiză, în prima ședință a Consiliului Local, raportul de follow-up numărul 62/1156 din 17/12/2021, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia inițială 44 din 23/12/2019, împreună cu decizia luată în urma ultimului control numărul 44 indice 1 din 23/12/2021, prin care s-a dispus prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia inițială. Firește, după adoptarea hotărârii, o să trebuiască, ca și obligația mea personală, să comunic hotărârea la Curtea de Conturi, cât și un extras din procesul verbal al ședinței. Dau citire referatului de aprobare, având în vedere necesitatea aprobării unui plan de măsuri în vederea ducerii la îndeplinirea constatărilor efectuate de reprezentanții Camerei de Conturi Bacău, în cadrul acțiunii modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia 44 din 23/12/2019 la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Orbeni, cât și a prevederilor articolului 33 aliniatul 1 din legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Camerei de Conturi, regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice ale acesteia, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea plenului Curții de Conturi numărul 155 din 2014, publicat în Monitor Oficial numărul 547 din 2014, cât și a raportului întocmit, raport care mi-a fost înaintat, decizia inițială 44, de care vă spuneam, din 2019, ultima decizie, 44 indice 1, de la sfârșitul anului 2021, vă supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Având în vedere referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de specialitate, prevederile privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, da? Legea 94/1992, a regulamentului aprobat în plenul Curții de Conturi, constatările care au fost consemnate în raportul de follow-up, deciziile 44/44-1 din 2019, respectiv 2021, în temeiul articolului 129 aliniatul 1 litera A, C, aliniatul 4 litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019, codul administrativ, hotărăște. Consiliul Local Orbeni își însușește conținutul raportului de follow-up numărul 62/1156 din 17/12/2021, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia 44 din 23/12/2019, împreună cu decizia 44 indice 1 din 23/12/2021. Prin care s-a dispus prelungirea măsurilor discuției inițial. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de ordonatorul principal de credite prin compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Camerei de Conturi Județul Bacău, instituției prefectului Județul Bacău, primarului, contabilului, prin grija secretarului Comunei Orbeni. Acesta ar fi material. Dacă sunt intervenții. Așa de urmărimite. Da. Dacă sunteți buni, să ne explicați și nu termenul folosit. Fiindcă îmi dau seama că sunt diferențe de pronunții, dar indiferent cum l-ați pronunțat, noi tot n-am început. Am văzut că v-ați distrat pe... Este vorba despre... Până una, nu știm ce înseamnă și poate cineva
cunoscător de limbi ruse, în idee, ne spuneți că ce de zi vorba, că n-am înțeles oameni. Un termen tehnic folosit de către auditorii de la Curtea de Conturi, în urma controlului știm bine și dumneavoastră știți foarte bine, da? Care au venit în 2019, s-au stabilit niște măsuri pentru care noi trebuia să-i ducem la îndeplinire. În 2021 decembrie au venit să vadă dacă acele măsuri au fost rezolvate. Exact. Termenul de follow-up este folosit în sensul ăsta. E pentru asta avem cu activitățile din urmă, vin și verifică. Rugămintea mea este ca în follow-up să puneți în banatel și corespunde tot liberul, adică mi se pare normal să vorbiți într-o linie care să înțelegem noi cu toți. De-a urmări. Da, mulțumim. V-a zis dreapta. Totuși sunt bine în limba română, că există termeni și corespondenți. Tot mai multe instituții în România preiau firește astfel de denumiri. Știu. Unii dintre ele nici pentru noi poate nu sunt familiari. Curtea, la nivelul Curții de Conturi cel puțin, asta e devenit familiar. Eu l-aș vedea ca un urmărire a măsurilor care le-au fost, cum așa spunea și Molaru, dar Molaru vis-a-vis de treaba asta. Dar probabil sună mai altfel folua, mai cool. Probabil. Dar important nu cum sună termenul și expresia folosită, important e ceea ce s-a întâmplat ca și activitate în urma verificărilor. Care importanța și în termenul, ținând cont de totuși Ministerul Omului Barone și trebuie să avem... O să le facem cunoscut atunci celor de la curte să ne explice ce vreau să spună. Ce de acasă? Nu e altceva decât o acțiune de urmărire. Deci, pentru traducere mot a mot, follow, da? E verbul to follow, a urma, a urmări. Follow up, să urmărești până la capăt. Adică ai venit mai verificat în 2019, da? În 2021 ajung să văd practic tot ceea ce s-a lăsat ca teme, ce a fost făcut, ce nu a fost făcut, dăm termenii de prelungiri, de amânare. Mulțumesc frumos, explicația în limba română mă satisface, este foarte bună, deci avem, limba română este o limbă bogată, să o folosim cum se cuvine, mai ales în cazul în care traducerea cuvintelor este plauzibilă. Nu cum e cazul, de exemplu, rețelele de telefonie Orange, care tradusă în limba română ar fi rețeaua portocală. Ar suna banal, știți? Și am zis Orange nu pentru că n-am avut termenul. Pentru că l-am asumat așa, sunând mai pompos. Păi ce noi am botezat termenul cuvântul ăsta? Orange sau firma respectivă care... Firma, da, iar noi l-am adoptat că așa suntem mai rău. Deci suntem foarte receptivi la noutăți. Deci o referire la Orange portocală. Nici o referire la domnul procuror portocal, că a zis Poate fi acționat și ăsta la Orange și-o ales numele. Dacă mai sunt alte intervenții. E bine că limba română încă este reprezentată în România. Să sperăm că ceea ce afirmația dumneavoastră mai este valabilă. O să ce parția valabilă ne-am internaționalizat. Dacă ne uităm mai prin toate textele și prin toate adresele care le primim de la diverse instituții, este aproape imposibil să nu găsim un termen din asta care te obligă să caut dicționar. Mai ales de la pandemie încoace sau mai ales. Vreo 3.000 cuvinte. Mai ales. Se pare că suntem receptivi la termenii ăștia noi, chiar dacă uneori nu știm ce înseamnă. Acum, cestit, dincolo de latura mai șovină, așa care o remarcă acum eu la mine, nici nu ne-am uitat la niciodată limba română, nu a fost o limbă închisă. Am acceptat cu ușurință termeni din zonele fie tehnice, fie științifice și ne-am adoptat termeni. Asta nu e rău deloc. Numai că uneori cred că ar fi bine să fim mai naționali și să traducem termenii care au corespondente în limba română. Asta și pentru o mai bună cunoaștere, mai bună reprezentare. Adică dacă ai fi zis doar follow-up, n-aș înțeles mai lucru. Nu știam ce vrei să faci, de fapt, pe raportul ăsta. Dar dumneavoastră ar fi trebuit să fiți familiarizați pe și celelalte rapoarte care au fost de-a lungul timpului, tot termenul ăsta îl folosea. L-am tradus deodată. Dacă ți-am uitat și bine, nu prea l-am lansat. Domnul președinte, filozofia de române, dacă îmi permiteți să lansăm la ultimul punct. Și am zis raportul prin ducerea la îndeplinire, dacă e același lucru,
Nu-i mai... E același lucru, identic și la fel. E aceeași mărie, dar... Ați vorbit despre domnul Fatu și n-am înțeles nimic ce a spus. Propun ca filozofia limbii române sau etimologia ei să o folosim la punctul 10, că avem distanța de coșapiori. Da. Vă mulțumesc. Bun, alte intervenții dacă mai sunt. Trebuie să punem la vot. Cine este pentru? Nu. În unanimitate... 13 voturi pentru. 13 voturi pentru. Mulțumim. Deci la punctul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie. De acum dați voie să dau citire de câte vorba referatului de aprobare și proiectul de hotărâre. Conform dispoziției legale în vigoare, Consiliul Local alege dintre membrii săi un președinte de ședință. Ținând seama de prevederile articolul 123 aliniatul din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, un președinte de ședință pe perioada de cel mult 3 luni, care conduce ședințele Consiliului și semnează hotărârile adoptate de către acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă. Supun spre aprobarea Consiliului Local Urbex, prezentul proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Urbex de Bacău pentru următoarea perioadă de 3 luni. Cine face propunere? Propun pe Culiță Moran. Mai sunt alte propuneri? Trebuie să punem la vot. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Și atunci o să dăm citire conform obiceiului și proiectului de hotărâre transformat în hotărâre cu numele noului președinte. Deci, proiect de hotărâre sau hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Urban pentru perioada următoare cele 3 luni, februarie, martie și aprilie, având în vedere referatul de aprobare al primarului, raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, potrivit legii numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative republicate cu modificări și completări ulterioare, în temeiul articolului 123 aliniatul 1 și 4, articolul 139 aliniatul 1, articolul 196 aliniatul 1 litera A și articolul 197 din ordonanța de urgență a guvernului 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articol unic, domnul Moraru Neculai, consilier local, se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al Comunei Urbane de Bacău pe o perioadă de 3 luni, respectiv lunile februarie, martie și aprilie 2022. Deci, la punctul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea... Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului teren plus construcții aparținând domeniului public al Comunei Urbeni, județul Bacău, situat în incinta dispensarului uman din Comuna Urbeni, Sas Curta, strada principală numărul 702, județul Bacău. Da, o să dau citire de referatul de aprobare, proiectul de hotărâre și cealaltă întrebări mai bine în sală. Referat de aprobare cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului teren plus construcții aparținând domeniului public al Comunei Urbeni, județul Bacău, situată în incinta dispersarului uman din satul Scurta, strada principală numărul 702, Comuna Urbeni, județul Bacău. În temeiul prevederilor articolului 155 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului 57/2019 din codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului teren plus construcții aparținând domeniului public al Comunei Urbeni, județul Bacău, situat în incinta dispensarului uman din satul Scurta, strada principală numărul 702. Odată cu finalizarea acestui obiectiv, de o importanță deosebită pentru comunitatea noastră, am procedat cu aprobarea Consiliului Local Urbex, județul Bacău, la parcurgerea celorlalte etape legale, în vederea materializării unei dorințe mai vechi, atât a autorităților locale, cât dar și ale cetățenilor din satul Scurta, Comuna Urbex, de a avea o construcție corespunzătoare desfășurării activităților medicale, care se constituie în atunci atragerea personalului medical de specialitate,
atât de necesar și de a avea un punct în care se poată desfășura activități de reeducare și recuperare medicală adresate în primul rând persoanelor în vârstă, celor care prezintă diverse disfuncționalități osteomuscularo-articulare, care să poată beneficia de servicii de specialitate. Astfel, în urma finalizării construcției, întocmirii și depunerii și aprobării raportului de valoare proprietate imobiliară construcție dispensar medical uman Satu Scuza de către expert evaluator Sacrion Mihai, autorizat ANEVAR, după deschiderea activităților dispensarului medical și a celor de farmacie care vor debuta în curând, vă supun atenție și vă propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului teren plus construcție aparținând domeniului public al Comunei Orbea, județul Bacău, situat în incinta dispensarului uman din satul Scurta, strada principală numărul 700. După cum vă spuneam, avem o cerere în acest sens. O societate comercială prin care solicită aprobarea unui astfel de spațiu din incinta dispensarului pentru activități referitoare la sănătate umană. Activitatea principală pe care și-o dorește să o desfășoare în spațiul pe care îl se poate aloca este serviciul de reabilitare, recuperare medicală, kinetoterapie, masaj, fizioterapie, urmând ca pe parcursul colaborării să ne implementeze și activități ce au legătură cu domeniul de asistență socială, activități terapie ocupațională, activități de loisir, ludoterapie, activități cu profil de profilaxie, primară, terțiară, secundară, întreținere de dezvoltare fizică armonioasă. Este solicitarea respectivei persoane juridice. Și dacă sunteți de acord, să vă citesc pe drumul și proiectului de hotărâre. Deci, având în vedere referatul de aprobare, referatul de specialitate, solicitările formulate de persoane specializate în activități de recuperare și întreținere corporală, raportul de evaluare privind închirierea proprietății imobiliare, teren și construcții situate în satul Scurta, strada principală numărul 702, cu avizul Comisiei de Specialitate, în temeiul prevederilor articolul 362 alineatul 3, articolul 333 alineatul 1, alineatul 2 și alineatul 5, articolul 334, articolul 312 alineatul 3, articolul 313 și articolul 310 alineatul 1 și alineatul 2, litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. În temeiul articolul 129 alineatul 1 alineatul 2, litera C, alineatul 6, litera A, articolul 139 alineat 3, litera G și articolul 196 alineatul 1, litera A din ordonanța de urgență 57/2019 din codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a imobilului teren plus construcție aparținând domeniului public al Comunei Orbea, județul Bacău, situat din punct de vedere administrativ în sat Scurta, strada principală numărul 702, înscris în cartea funciară numărul 60.910, după cum urmează. Teren utilizare comună cu suprafața totală de 947 metri pătrați, carte funciară numărul 60.910 din Orben, număr cadastral 60.910, categoria de folosință, curs construcției intravilan împrejmuit. Construcție A1.1, carte funciară 60.910 Orben, număr cadastral 60.910, suprafața construită la sol, 118,56 metri pătrați, corp parțial de clădire, din care suprafața comună totală este de 90,05 metri pătrați, spații cu destinații comune, auxiliare și necesare de desfășurare activității. Și 28,06 metri pătrați, spațiu afectat activităților de reabilitare, recuperare medicală, kinetoterapie, suprafețele fiind identificate conform cărții funciare, care se constituie anexă la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă documentația de atribuire, caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, contractul cadru conținând datele contractuale obligatorii, formularele și modelele de documente conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Prețul minim de pornire al licitației este de 12 euro pe metru pătrat pe an. Articolul 4. Închirierea imobilului mai sus menționat se face pe o perioadă de 15 ani cu posibilitatea prelungirii prin rat adițional prin hotărârea Consiliului Local Orbea, județul Bacău. Articolul 5. Se împuternicește primarul Comunei Orbea, județul Bacău să semneze toate documentele care rezultă în urma aplicării procedurii de licitație. Articolul 6. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 7. Primarul Comunei Orbea, județul Bacău, împreună cu aparatul de specialitate, vor proceda la aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri, sens în care acesta va stabili prin dispoziție componența Comisiei de Licitații cu respectarea prevederilor legale.
Și articolul 8, prezenta hotărâri se comunică instituției prefectului județul Bacău, primarul Comunei Orbeni, primarul Comunei Orbeni, județul Bacău și membrii comisiilor desemnate și va fi afișată la sediul primăriei Comunei Orbeni, prin grijă secretarului Comunei. Da, cam așa. Mă puteți repeta, vă rog, numele societății în solicitare? Elena Chineto Sinsă. Mulțumesc că pentru procedura de licitație a mai trebuit o cerere anterior demarării licitației. Deci noi am procedura de demarare acestei proceduri în baza unei cereri. În momentul în care se va lansa apelul de licitație, probabil vor fi mai multe cereri, nu neapărat ce am cauză. Depinde de oferta și se depune conform caietului de sarcini la momentul respectiv. Nu e neapărat obligatoriu să fie respectiva firmă, dar i-am solicitat, noi dăm drumul la procedură, urmăm pașii legali care trebuie să făcuți. Nu zic, mă gândeam, ar trebui un minim două oferte. Deci în momentul în care, dacă licitația ar trebui să aibă loc din punct de vedere legal, cel puțin doi ofertanți. Da? Și am avut și la farmacie. Deja farmacia se lucrează la spațiu, iar 1 ianuarie, sau mă rog, nu știu mai exact ce dată, dar oricum începutul ianuarie, are contractul semnat și a intrat în vigoare. Deci ei își mobilează, își dotează cabinetul, spațiul respectiv cu cele necesare și în cel mai scurt timp o să fie funcțional. La fel și spațiul pe care noi ne dorim să-l închirem pentru celelalte activități medicale de care oamenii au nevoie, zic eu, ne bucurăm că există interes și interesul nostru este să-i atragem pe cei care vin aici să dezvolte astfel de activități în folosul și pentru sănătatea oamenilor. La urma urmei, pentru asta încercăm să facem ceea ce facem. Dacă mai sunt alte ei, îmi intervenți. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Aici. Mai rămân în spațiu acolo, să vedem și cu cel de acolo ce vom face, la momentul potrivit. Poate găsim și pentru ăla. Să, pentru analize, pentru... Mă rog, mai vedem. Vedem. Important e că o să fie... O să fie activitate de zonă. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului de sarcini pentru obiectivul de investiții, amenajare curtei interioare, școala primară numărul 3 Scurta, în sat Scurta, comuna Verde, județul Bacău. E la... Da, și la obiectivul de la școala numărul 3, respectiv amenajare curtei interioare, am ajuns în faza finală și odată aprobați indicatorii tehnico-economici și caietul de sarcini, se poate proceda la licitația pentru execuție. Se urmează ultimul pas. Și sper în primăvară să înceapă efectivul de aproape. Nu știu doar citire raportului de referatului de aprobare. De subsemnat în calitatea pe care o am, în conformitate cu raportul comandamentului de specialitate referitoare la necesitatea amenajării curții interioare a școlii cu clasele numărul 4, numărul 3 Scurta, obiectiv propus ce se încadrează în strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Orbeni, județul Bacău, a indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate obiectivului amenajării curții interioare a școala primară numărul 3 Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău, ce are o valoare estimativă a investiției totală de 220.014,48 lei cu TVA, din care cel puțin 194.298,44 lei cu TVA. Sau valoarea estimată a investiției totală de 185.572,04 lei fără TVA, din care cel puțin 163.276 lei fără TVA, conform devizului general, potrivit cheltuielor pentru realizarea investiției și ce constau în amenajare zonă pietonală în suprafață de 515 metri pătrați, spațiu verde amenajat 35 de metri pătrați, colectare și evacuare apei pluviale, amenajare opacă împrejmuire, amenajare zonă de protecție puț-apă și lucrări conexe. În acest proiect se propune îmbunătățirea calității vieții populației, având în vedere nevoile și prioritățile de dezvoltare spațială ale comunei, având ca țintă următoarele obiective, cum ar fi relansarea activităților de educație în aer liber, în condițiile normale pentru toate categoriile de elevi de la clasele 1-4, stimularea interesului pentru școală și activități extrașcolare în curtea școlii.
ridicarea standardului de viață a elevilor din școală, posibilitatea de desfășurare activităților școlare și recreative în corelare cu programe naționale, creșterea numărului de copii care participă la sistemul educațional de stat și reducerea abandonului școlar. Având în vedere cele mai sus expuse, supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre pentru de aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a caietului de stat. Deci, având în vedere articolul 120 și articolul 121 din litera 1 și 2 din Constituția României Republicate, articolul 3 și 4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea 199/97, articolul 7 al numărul 2 din legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificări și cu modificările ulterioare de referitoare la contractele sau convenții, avizele favorabile ale Comisiei de Specialitate, prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrului documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, referatul de aprobare numărul 561 din 25.3.2022 al primarului Comunei Orbeni, raportul compartimentului de specialitate din cadrul primării Comunei Orbeni, devizul general de lucrări, prevederile articolul 108 al litera A, articolul 298 și următoare, articolul 362 al liniatul 1 și 2, articolul 139 al liniatul 3 litera G ale UG 57/2019 privind codul administrativ, în temeiul articolul 129 al liniatul 2 litera C al liniatul 6 litera B, precum și ale articolul 196 litera 1 litera A al liniatul 1 litera A din UG 57/2019 hotărăște. Se aprobă necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului amenajare curtei interioare în școală primară numărul 3 din satul Scurta Comuna Orbeni. Articolul 2. Se aprobă studiul de fezabilitate aferent obiectivului amenajare curtei interioare în școală 3 primară numărul 3, sat Scurta Comuna Orbeni, județul Bacău numărul 1, care constituie parte integrată la prezenta hotărâre. Se aprobă indicatorii tehnico-economice ai obiectivului amenajare curtei interioare școala primară numărul 3 s-a scurtat acum în Orbea, județul Bacău, prevăzut în anexa 2, care constituie parte integrantă la prezenta hotărâre, cheltuielile aferente investiții în valoare totală de 220.014,48 lei se asigură de către bugetul local, se aprobă proiectul tehnic al obiectivului amenajare curtei interioare școala primară numărul 3 s-a scurtat acum în Orbea, județul Bacău, articolul 6, se aprobă caietul de sarcini pentru procedura de licitație aferentă realizării obiectivului amenajare curtei interioare școala primară numărul 3, sat Scurta, comunul Orbeni, Bacău, prevăzut în anexa numărul 3, care constituie parte integrantă la prezenta hotărâre. Articolul 7, aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se asigură de către primarul comunei Orbeni, Bacău. Articolul 8, prezenta hotărâri se comunică prin intermediul secretarului comunei Orbeni, în temeiul prevăzut de lege, primarului, instituției prefectului și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei Orbeni. Da, cam asta ar fi câteva din departe în care... Da. Intervenții, dacă sunt. Domnul Vărău, mă rog, vă rog. Da. V-ați înscris? Din câte cunosc, obiectivul școlarul numărul 3 este un proiect nou. Și aș vrea să întreb chiar dacă vă mulțumesc ca și o interpelare. De ce acest proiect tehnic nu a fost inclus în proiectul inițial de construire și dare folosință obiectivul școală numărul 3? BND 2 vorbește. Da. Acolo era vorba doar de construcții și fără amenajare teren. Dacă te uiți în toate celelalte investiții care au fost fără amenajare. Curte interioare, vorbesc de pavele și ce mai acolo. Împrejmuirea a fost făcută. Aici nu e vorba de împrejmuire, doar de acele pavele și cu celelalte lucrări conexe care au legătură cu pavelele pentru, zic eu, crește confortul elevilor și a celor din șapte ani obligate ce din școală respectivă. Deci nu este vorba și de împrejmuire? Nu, nu. La împrejmuire intervenim doar pentru pe gardurile care au fost făcute, ca să nu mai fie vizibilitate de la vecie. Să poată fi găsit o soluție, să devină opace, dacă ați fost atent, ca să nu mai se vadă ce face stânga sau dreapta. Pe așa și trebuie. E cam îngrămădită școala aia de vecinii de acolo și ca să nu mai există păsări, câini, găini și porci și ce mai vreți când ne duceam pe acolo, toată școala. Și așa trage atenția.
și încearcă să izolăm un pic școala de celelalte locuințe de acolo. Domnul Popa, vă rog. Apliciez interesul Consiliului Local și administrației publice locale de a așeza acel spațiu școlar în condiții optime de funcționalitate. Am reținut ideea că vreți să plecați acolo pentru un sistem modern, apele pluviale și meteorice. Când ajungeți în zona puțului, ar fi minunat dacă ați avea grijă ca cel mal care e înalt, să fie un pic terasat, în asemenea fel încât la eventualele ploi torențiale care nu ne pot scuti, să nu mărim puțul. Dacă ați fost atent, am și precizat adică că una dintre măsurile care, la care vom fi atent, e și protecția puțului, ca apa să nu mai intre și să... Iată, o dificultate, calitatea apei de la... Dacă se poate, acea zonă din spatele acelui mar, eu știu să poată, în anul viitor sau când vor fi fonduri, amenajată pentru, să zicem, posibilă destinație. Să nu rămână doar în timp. Ne gândim și la varianta ca toate apele pluviale sau tot ce apare de pe versant să poată fi colectate, să nu afecteze nici fundația școlii și nici curtea școlii. Că în momentul de față, ați observat și dumneavoastră, care ați mai fost pe acolo, că curtea școlii nu prea se poate circula decât pe alei și copiii ies să duc în școală tot felul de ce se lipește pe pantofi și strică și parchetul și tot ce e acolo. Și e păcat. Și apoi însăși imaginea școlii. Odată cu realizarea acestui obiectiv, cu siguranță se va schimba. Și calitatea și tot ce se întâmplă acolo. Vedeți exemplu de la școala Orbeni, unde lucrurile se văd altfel astea. Deci, în beneficiul copiilor și al celor de acolo, cadrul didactic și așa mai departe. Și dacă lăsăm așa, apa toată se infiltrează în fundația școlii. De când, dacă realizăm acele căli de acces ale apei, să plece direct în șanțuri, protejăm și construcția școlii. Sigur că deja se simte umiditate în perete. Văd că apa toată stă și o soare. Clar, mai sunt alte intervenții? Puteți cita și școala la 1 Scurta, unde din PNDL 1, aici este responsabilitatea, nu a primarului, că nu a noi nici am acuze executive. Proiectantul a prevăzut sistemul integral. Școală, curte și împrejurii. La școala 1 Scurta, dacă vă amintiți bine, s-a făcut separat, nu? Nu, e adevărat. Dacă vă uitați, sunt încheiat un contract separat pentru amenajare curte și șanturi betonate. Nu era contract separat, era este un... separat de PNDL. Era o anexă la contract. Nu e adevărat. S-a făcut pe buget local un contract separat. Nu vreau să o contrazic, dar vă demonstrez cu documente. Dar trebuie să știți mai bine ca mine. Le-am făcut... S-a făcut contract separat cu Luxtransul. Haideți să vă spun, ca să știți. Separat contract pentru amenajare pavelii, bănci și șanturi betonate din fața școlii. Nu intra în contractul cu PNDL. Vă garantez lucrul ăsta. Dar știm bine. 70.000 de lei contract. Hai să vă spun, deja, dacă mi-am gândit bine. Da, dar mai trebuia acolo de remedier la alei, mai intra apa. Unde? La școala generală numărul 1. Au fost corectate parte din ele, s-au mai corectat. Corectate în perioada de garanție. Da, au mai fost probleme, dar s-au mai corectat. O constructorul a fost receptiv, a venit, a mai reparat, a mai schimbat ce era de schimbat. Da, pentru asta sunt și garanții la lucrare, la anterioară de funcționalitate se mai... Nu, dar dacă observați, mai toate construcțiile care vin pe astfel de proiecte sau astfel de finanțări, se rezumă doar la construire, cel mai fericit caz în pregătire. Dar amenajarea și la curtea, repet, la școala numărul 1 Scurt, a fost contract separat de lucrări, de investiții, de... lucrurile care le pomenează dumneavoastră. Le-am executat în același timp? Exact. S-au făcut în același timp, da. Au mers în paralel, dar cu contracte separate, cu finanțare separate de la bugetul local. Dacă mai sunt alte intervenții. Trebuie să pune la vot. Cine se pierde? Deci aici, când au fost cu sala de educație fizică școlară, la fel am căutat, dar proiectul a fost standard, atât s-au putut și atât s-au făcut. Domnul Rară, nu am văzut. Abține. Domnul deci, în punctul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea comunei Orbeni pe anul 2022,
a obligațiilor și responsabilităților ce revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărie a comunelor vechi și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea de sancțiuni. Dau citire materialului aferent pentru acest punct cu ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărie și funcționarea comunei urbane pe anul 2022, obligațiilor și responsabilităților ce revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărie a comunei urbane și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Bun. Acest proiect de hotărâre are în vedere prevederile articolului 136 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, astfel încât pentru asigurarea obiectivelor esențiale pentru comunitate, constând în reabilitarea infrastructurii de bază, furnizarea de servicii publice continue și de calitate către populație, asigurarea igienii și confortului rural, respectând standardele europene privind conservarea și protecția mediului înconjurător, pentru, precum și pentru mai bună și continuă înfrumusețarea comunei urbane județul Bacău, se impune realizarea unui plan de măsuri care să conțină obiectivele necesare a fi realizate pe parcursul anului 2022. În anexa proiectului de hotărâre au fost cuprinse obligațiile și răspunderile autorităților locale cu privire la lucrările de întreținere și repararea drumurilor și căilor de acces, îmbunătățirea aspectului edilitar gospodăresc al clădirilor, anexelor, curților și clădirilor de acces, amenajarea cursurilor de apă, întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi, colectarea și depozitarea deșeurilor, protecția sănătății publice. De asemenea, sunt cuprinse la acest program și obligațiile instituțiilor publice, operatorilor economici și cetățenilor, obligații ce derivă din prevederile Ordonanței Guvernului numărul 21 din 2002, cu sancțiune ce se aplică în caz de neducere la îndeplinire. A. Întreținerii sau aducerii în stare corespunzătoare a imobililor în care își desfășoară activitatea, depozitării corespunzătoare a materialelor, menținerii curățeniilor aferente marurilor de apă, drumurilor sătești, spațiilor verzi, precum și altor măsuri. Prin urmare, considerăm oportun adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărie și înfrumusețarea comunei urbane pe anul 2022, a obligațiilor și responsabilităților ce revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărie a comunei urbane și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Dau citire proiectului de hotărâre. Bun. Având în vedere proiectul de hotărâre, da? Referatul de aprobare al primarului comunei Orbeni, privind aprobarea acestui program, 2. Raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate, având în vedere prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, modificările și completările ulterioare, a ordonanței de urgență a Guvernului 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, a legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor 129 aliniatul 7 litera I, articolul 139 aliniatul 1 și 196 aliniatul 1 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, propune. Se aprobă programul de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărie și înfrumusețarea comunei urbane pe anul 2022, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Se aprobă obligațiile și responsabilitățile care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărie a comunei urbane și respectarea condițiilor de mediu, conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Se stabilesc sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor și responsabilităților prevăzute la articolul 2, conform anexei 3 la prezenta hotărâre. Persoane care dețin, articolul 4, dețin în proprietate sau exploatează proprietăți forestiere, au obligația să respecte în tocmai prevederile hotărârii de Guvern 1004 din 2014 pentru aprobarea normelor referitoare la proveniența, circulație și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și a instalațiilor de prelucrare a terenurilor rund. 5. Constatarea contravenților și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către personalul desemnat din aparatul de specialitate al primarului comunei urbane. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local
6. Sancțiunile cuprinse în prezenta hotărâre se aplică conform prevederilor ordonanței Guvernului numărul 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificările și competențele ulterioare. Conducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspund primarul comunei Urbeni, viceprimarul comunei Urbeni, tehnician urbanism, alte persoane desemnate din cadrul aparatului specialitate al primarului, beneficiarii legii 416 privind venitul minim garantat, modificările și completările ulterioare, persoane condamnate penal și obligate să presteze muncă în folosul comunității pentru anumite fapte, persoane sancționate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenții, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare și încetează valabilitatea. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, primarului comunei Urbeni, viceprimarului comunei Urbeni și va fi adusă la conștiința publică în Consiliul Mic. Dau citire anexei 1 la prezentul proiectului hotărâri. Voi citi măsura, titlul măsurii, termenul de realizare a acesteia și firește persoanele responsabile. 1. Decolmatarea cursurilor de apă, podurilor, podețelor, rigorilor, șarfurilor. Termen permanent, răspundiu, primar, viceprimar, compartiment de servire, beneficiar 416, persoane obligate să presteze muncă în folosul comunității. 2. Săpare șanțuri, curățare rigole de curgere, albilor, cursurilor de apă, podurilor, podețelor aferente proprietății DC108, DC109, termen de realizare permanent. Persoane responsabile, aceleași ca la punctul 1, ori de câte ori intervin modificări, să dau citiri, ca să nu mai repet la infinit. 3. Colectarea cu noi mineralizate, pe raza punctului urbeni cu strictă regularitate, permanent, aici, în plus față de punctul 1, ca nici în sarcina SEI ce rom preste SA, da? 4. Controlul permanent al respectării legislației în domeniul construcțiilor, termen de realizare permanent, primar, compartimentul urbanism și amenajare proiectului. 5. Respectarea strictă a normelor de igienă în unități comerciale și prestări servicii, primar, viceprimar, compartiment de servire. Păstrarea în bună stare de funcționare a indicatoarelor rutiere, fixarea de noi indicatoare rutiere, fixarea de noi indicatoare acolo unde este necesar și a panourilor păstrați curățenia, termen de realizare permanent, aceleași persoane ca la punctul 1, întreținerea și protejarea spațiilor verzi, în lunile, ca termen de realizare, 40, aceiași responsabili ca la punctul 1, responsabilizarea tuturor locuitorilor în menținerea curățeniei pe domeniul public, în dreptul locuinței fiecărui cetățean, alături de consilierul responsabil din zona respectivă și sectorul reprezentat, ca termen permanent, aceleași persoane ca și cele de la punctul 1, cu mențiunea că aici adăugăm și consilierii, se interzice depozitarea furajelor și gunoiului provenit de la animale pe domeniul public, albi și cursuri de apă, termen de realizare permanent, aceleași persoane ca la punctul 1, 10, este interzisă spălarea utilajelor agricole și a mașinilor pe domeniul public, termen de realizare permanent, răspunde primarul, viceprimarul, montare indicatoare de tonaj pe drumurile publice permanent, persoane responsabile, primar, viceprimar, 12, interzicerea arderilor de vegetație, lunile 3-11, primar, viceprimar, compartiment de servire, 13, plantarii de arbori arbuști în zonele cu risc de alunecare, lunile a 2-a, a 3-a, a 10-a și a 11-a. Aceleași persoane responsabile ca la punctul 1. 14. Repararea, întreținerea construcțiilor, proprietate publică și privată și darea în folosință acolo unde este cazul. Termen permanent. Aceleași persoane ca la punctul 1. 5. Păstrarea igienei imobile și în incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățare, dezinsecții, deratizare. Permanent. Aceleași persoane ca cele menționate la punctul 1. 16. Efectuarea și menținerea curățenii, a trotuarelor, a părților carosabile, a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpada, gheața de pe trotuarele din dreptul imobilor și incintelor în care îi desfășoară activitatea. Lunile, prima și a treia, astea sunt, ori de ori le auziți, sunt citate ca și intervale. Deci, ianuarie, martie, după aia noiembrie, decembrie. Aici răspund, pentru partea de inventar al bunurilor din domeniul privat și public, aceleași persoane ca la cele menționate la punctul 1, dar și cetățeni. Și fac aici trimiteri la toate imobilii care, într-o formă sau alta, ajung să pătrundă pe domeniul public sau sunt situate la limita vecinătății și de pe părții, știu eu, de șarpantă, de acoperiș, de terasă, a blocului, pot crea un pericol pentru toți cei care se află pe domeniul public. Amenajarea stației microbuz, acolo unde este cazul, și întreținerea celor existente, termen de realizare permanent,
Aceleași persoane ca cele menționate la punctul 1 se interzice staționarea utilajelor, mașinilor agricole, autoturismelor și mașinilor mari în stații de microbus și sau alte zone de restricție rutieră, termen de realizare permanent, aceleași persoane responsabile ca cele de la punctul 1, menționate anterior, sancționarea neîntreținerii locuințelor pe care le dețin cetățenii în proprietate sau cu chirie, anexelor gospodărești a curților și împrejurimilor acestora, termen de realizare permanent, repartizarea tuturor locuitorilor, responsabilizarea, mă scuzați, tuturor locuitorilor prin menținerea curățeniei pe domeniul public în dreptul locuinței fiecăruia, alături de consilierul responsabil de zonă și sector, termen de realizare permanent, responsabil primar, viceprimar și consilier local, respectarea cubului și a normelor legale privind construcții, termen de realizare permanent, responsabil primar, viceprimar, compartimentul urban și amenajarea teritoriului, amenajarea de noi locuri de joacă pentru copii, reținerea celor existente, termen de realizare permanent, aceleași persoane responsabile ca cele menționate la punctul 1, reabilitarea monumentelor, eroilor și altor monumente de patrimoniu, deci plăci comemorative existente, montarea altor acolo unde este cazul, și modernizarea prin plantarea de arbuști ornamentali și amenajarea de aranjamente florale acolo unde este cazul, termen de realizare permanent, aceeași responsabili ca și cei menționați la punctul 1, amenajarea, modernizarea, menținerea starei de utilizare a izvoarelor, a fântânilor de apă menajeră, potabile din raza localității, termen de realizare permanent, de asemenea, aceeași responsabili ca cei menționați la punctul 1. Obligațiile anexa 2 la hotărâre. Obligațiile și responsabilitățile care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărie a comunului urban și respectarea condițiilor de mediu. Articolul 1. Instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligații. Să întrețină în stare corespunzătoare imobilul în care își desfășoară activitatea prin efectuarea lucrurilor de reparație, amenajări și altor lucrări specifice. Să asigure repararea, spălarea geamurilor, a vitrinelor, înlocuirea celor spate, deținerea firmelor și a fațadelor imobilor în care își desfășoară activitatea, delimitarea spațiilor cu caracter comercial de cele de locuit, respectiv domeniul public privat al comunii, inclusiv spălarea, curățarea, zugrăvirea periodică acestora. Să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care le dețin, precum și pe căile de acces. Să asigure igiena în imobile și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățenie, dezinsecții și deratizare. Să depoziteze corespunzătoare rezidurile menajerii, industriale, agricole, precum și materiale refolosibile, conform contractului încheiat cu operatorul unic de salubrizare. Să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părților carosabile, a străzii sau drumurilor, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuare din dreptul imobililor și incintelor în care își desfășoară activitatea, potrivit normelor stabilite de Consiliul Local, să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local pentru asigurarea igienii publice și a curățenii în localități, să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea pe drumurile publice, să afișeze la loc vizibil panoul de identificare a societății, care se cuprinde denumirea societății, obiectul activității, datele de identificare, obligativitatea montării de coșuri de gunoi pentru fiecare fracție de gunoi la fiecare agent economic, la ieșirea din imobil și în vecinătatea imediată a zonei în care acesta își desfășoară activitatea, în vederea preluării ambalajelor produselor comercializate către clienți. Articolul 2. Cetățenilor comunii urbane, precum și celor aflați în trecere, le revin următoarele obligații. Întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau chirie, anexelor gospodărești, a curților și împrejurimilor acestora. Curățarea fațadelor locuințelor și altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea, zugrăvirea periodică acestora potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local, finalizarea construcțiilor începute pe baza autorizațiilor eliberate de primărie în condițiile și termenele stabilite de acestea, repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobililor, menținerea curățeniei pe trotuare, partea colosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc, îndepărtarea zăpezii și aghiții de pe trotuarele din dreptul imobililor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri, păstrarea curățeniei pe arterele de circulație și în locuri publice, respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local pentru asigurarea igienii publice și a curățeniei în localități, depozitarea rezidurilor menajerii și a gunoaielor numai în locul special amenajat de autoritățile administrației publice locale, curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumuri publice, curățarea și deținerea șanțurilor, rigorelor și condițiilor aferente proprietății. La începutul fiecărui an calendaristic, persoanele vor depune la compartimentul de taxe și impozite locale din cadrul UAT Comuna Urbeni o declarație referitoare la numărul de persoane aflate în gospodărie pentru calculul taxei de salubrizare,
Agenții economice au obligația de a încheia anterior emiterea autorizației de funcționare contracte de prestări servicii de salubrizare cu ATIP 1 ordine. Să nu staționeze pe partea carosabilă, să nu blocheze ulițele și drumurile Sătești pentru a nu împiedica accesul autospecialilor de intervenție, ambulanță, poliții, pompieri, în cazul unui eveniment care ar necesita prezența acestora în zona respectivă, să nu răstoarne, să depoziteze la locurile amplasate cubele destinate colectării deșeurilor menajere, să gestioneze corespunzători deșeurilor animale, pentru că acestea să nu provoace disconfortul vecinilor. 3. Instituțiile publice, agenții economici, precum cetățenii comunei urbane, obligația să respecte următoarele reguli. Să respecte restricțiile sau interdicțiile pentru protecția apei și atmosferii. Să nu provoace poluare prin evacuarea cu știință în apă, în atmosferă sau pe sol a unor deșeuri sau substanții periculoase. Să nu depoziteze în spații subterane deșeuri sau alte substanții periculoase. Să nu depoziteze materiale de construcții, pietriș, molus sau de altă natură pe spațiu verde, trotuare, acostament, șanț sau carosabil, fiind interzisă folosirea domeniului public, privat, îngrădirea, construcțiile improvizate de orice natură și în alte scopuri personale, fără avizul autorității administrației publice locale. Să nu distrugă sau să taie copaci sau alte elemente, obiecte, ornamentare de pe domeniul public sau privat al comunii. Să nu distrugă sau să rupă florile ori alte ornamente de pe domeniul public, privat al comunului. Să respecte reglementările referitoare la regimul de acces și circulație, staționarea, parcarea pentru diverse categorii de vehicule, fiind interzisă parcarea, staționarea acestora pe spațiul, zonă verde, trotuare, state, mijloace de transport în comun sau altor locuri nepermise în acest scop. Să nu pășuneze animalele în locuri de acestea este interzis pe proprietățile publice sau private. Să respecte prevederile legale în ceea ce privește bună organizare, funcționare și funcționarea transportului în comun, păstrarea curățenii și aspectului corespunzător al vehiculelor. Să nu sperie autovehicule pe domeniul public în fața fontânilor sau ciușmeilor, cât și în apropierea albiilor toraiilor de preaza comunii urbane. Să nu demisiune de ejecții de orice fel în șanțul stradal, pe drumurile publice, în albiile râurilor sau toraiilor. Să nu pășuneze sau să lase libere animale care reprezintă pericol pentru siguranța pietonilor, pentru circulația autovehiculelor, pe șanțul stradal, pe drumurile comunale sau pe proprietățile private ale locuitorilor comuni. Să nu dețină și să nu permită accesul liber al animalelor sau păsărilor pe domeniul public. Să nu execute lucrări neautorizate de dezinsecție sau aplicare de pesticide, precum și a substanțelor care afectează insectele polenizatoare. Refuzul prezentării la solicitarea agenților constatatori și sau nedeținerea de prestatorul de lucrare la punctul de lucru a documentelor și avizelor eliberate de serviciile de specialitate ale voatelor comunale urbane. 16. Tulburarea liniștii locuitorilor între orele 22 și 8 prin producerea de zgomote sau prin folosirea de aparate, utilaje sau instalații de orice natură situate în perimetrul apropiat imobilor cu destinația de locuință sau cu caracter social public din raza voatelor lor. Împrejmuirea corespunzătoare a terenurilor aflate în proprietate, chirie, concesiune, comodată, amplasate în intravilanul și extravilanul comunii urbane pentru a împiedica producerea depozite de deșeuri sau de orice natură. Toaletarea arborilor și arbuștelor situați la limita proprietății, care afectează circulația pietonală și sau circulația auto, infrastructura electrică de apă, canalizare și gaz. Se interzice calarea utilajelor și executarea de lucrări pe DC-108, DC-109, DJ și DN, atât părțile acoperite cu ovor asfaltică și cele care au beneficiat de lucrări de balastare, reprofilare, întreținere, ce străbat comuna urbeni, fără folosirea unui elemente protectoare din lemn sau din cauciuc. Pe DC-108, DC-109, DJ, DN, ce străbat comuna urbeni, este interzisă circulația vehiculelor având montate lanțuri antiderapante atunci când carosabilul nu este acoperit cu gheață sau polei. Articolul 4. Persoane care dețin în proprietate sau care exploatează proprietăți forestiere au obligația să respecte în tocmai prevede de hotărâri de guvernul numărul 1004 din 2016 pentru aprobarea normelor referitoare la proveniența, circulație și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrare lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a regulamentului Uniunii Europene numărul 995 din 2010. Acesta se referă la toți cei care sunt operatori și care produc pe piață lemn rotund și diverse alte produse de lemn. Articolul 5. Primarul, viceprimarul și alte persoane desemnate în aparatul de specialitate al primarului Comunei Orbeni Județul Bacău sunt abilitați, împuterniciți să execute patrulări și acțiuni pe timp de zi și pe timp de noapte, inopinante, împreună cu administratorii de pășuni, cu specialiști reprezentanții aeroparilor silvice, respectiv
Reprezentanți MEAI pentru păstrarea integrității pășunilor, apeluri de acces către acestea din domeniul administrației publice locale a Comunei Urbei. 6. Constatarea contravenților, aplicarea sancțiunilor prevăzute prezenta hotărâre se face de către primar, viceprimar, personalul desemnat în aparatul de specialitate al primarului Comunei Urbei. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local. Sancțiunile cuprinse în prezenta hotărâre se aplică conform prevederilor ordonanței Guvernului numărul 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare și se completează cu cele prevăzute de către legile speciale individuale. La anexa 3 sunt prevăzute amenzile. Păi, am însemnat să le numere pe punct. Ce să vă zic? Avem amenzi între 100 și 300 de lei. Amenzi care pot ajunge și la 1000 de lei, 1500, 2500. Care acoperă, practic, tot ceea ce s-a spus anterior. Ca idee. Repet, acest plan, față de cel supus atenției dumneavoastră și aprobat în anul 2029, cred că tot în luna ianuarie, nu diferă cu mult. Odată ce am văzut, pe undeva proiectul ăsta se leagă de următorul, să știți. Cel cu orele care trebuie să le facă beneficiarii de 416, persoanele condamnate penal în măsura condamnării, v-am avut în vedere executarea de zile de muncă sau ori în folosul comunității sau persoane care au fost sancționate contravențional cu muncă în folosul comunității. Practic, una dintre influenții, acest proiect de pe ordinea de zi, l-a suferit tocmai datorită faptului că încet, încet, pe undeva se extinde sfera persoanelor care, știu eu, devin responsabili sau pot fi utilizate în ducerea la îndeplinire și a unui astfel de demers, știu eu, de frumusețarea comunii. Dincolo de celelalte sarcini stabilite, știu eu, cetățenilor, agenților economici, instituțiilor publici și tot ce mai este pe raza Uniunii. Deci, modificările nu sunt, să zic așa, substanțiale, câteva modificări defineții. E necesară aprobarea. În fiecare an ne sunt solicitate aceste documente când vin în control cei de la Garda de Mediu, Apele Românii. Da. Și trebuie să avem și așa ceva. E bine. Dacă suntem pierdenții, domnul Popa. Vă rog. Nu știu dacă vă mulțumesc, domnule președinte, dacă se mai aduce aminte, eu am avut o idee veche de a așeza pe albea urmului european sau scurta câte o capcană pentru peturi. Rămân surprins plăcut să văd că peste anul la București îl aduc din Olanda. Noi nu o să putem să ne permitem o asemenea capcană de plastic. Materialul poate fi urmărit în toate mediile online și am zis, totuși, în condițiile în care noi avem mari probleme cu colectarea deșeurilor de plastic. Oraile comunale sunt, așa cum știm toți, cum de primăvara se muncește, domnul viceprimar știe, 44 de tone puțin. Cei de la mediu vin și spun, ați îndeplinit sarcina de a reduce cu 15, nu știu cât mai, 20% colectarea deșeurilor selectiv, ca să nu plătim de fiecare tonă, era diferența, dacă nu îndeplineam planul, 1 milion, acum nu știu cât mai este. Dacă se poate, dacă se vrea, experimental, să facem la podul de la școală, două țevi așa au pus și ei, niște plase lavatabile, să fie loc rușini, să vedem toți câte tone se adună în părul nostru și în felul ăsta poate vom înțelege toți să nu aruncăm în abia părului tot felul de bidoane, tot felul de... Dacă ideea e de apreciat, nu este o idee de-a mea, e o idee veche, văzută și în alte unități din Uniunea Europeană. Au început la București, la intrarea în București, pe râu aici, nu știu care e nu mai aduc aminte, Dâmbovița, nu, pe un afluent, va da rezultate. Noi nu o să ne permitem acum, dar două țevi, ținând cont că s-a făcut lucrări de regularizare, deschiderea nu este așa de lată, și să vedeți dumneavoastră cum nu mai plătim 90 de milioane la mediu, pentru că ne reușim de an de an să reducem cantitatea de deșeuri menajere, plătim câte 1 milion pe tonă. Nu știu să mai plătește. Poate. E un loc al rușinii, o să vadă toată lumea. Iar la ieșirea în Siret, e groază. Toate se adună acolo. Nu știu, mă gândesc la metodul că... Nu-i periculoasă că plasele fie rabatabile, că vine apa mare, se ridică sus.
Și atunci... Și atunci nu-l luat și... Le aș vede, dar tu până vine la potențială afirmare... Vezi? Pentru ne vin odată cu apa mare. Nu, vin încet. Câte un pic, câte un pic se adună. Nu vin toate odată. Dar apele ne dau voie să... Intervenim sigur, la sigur, dar nu intervin. Dar la ăștia de la București ce le dă voi? La ăștia de la București ce le dă voi? Reciclez. Da, e o idee mai veche. Da, da. Trebuie văzută la nivelul nostru cât permite bugetul. Înseamnă că poți să arunci doar în partea asta. Păi nu, păi asta e să nu mai aruncăm și atunci venim tot omul în centru, vede ce se adună. Rușinea noastră, lucru rușine. Băi, fraților, ce se întâmplă? Practic, mai bine din toate mijloacele de care Dumnezeu la demână să împiedicăm capetul astea să ajungă în părâm. Noaptea nimeni nu ne vede. Toată lumea ajungă în părâm. O să căutăm și găsim împreună niște soluții altele decât astea cu altul. Înmulțirea numărul de camere de luat de vedere pe teren și plus de asta deja am comandat să mai înmulțim numărul de casete, cutii, puși, cum mai spune dumneavoastră, să venim aproape, din aproape în aproape, ca ele să poată aduna aceleși pietruri. O fie bună și varianta asta, nimic de spus, dar așa cum spunea și domnul Dan Moraru, cred că e mai bine de studiat problema cu cei din Apele Române. Deci, să nu creăm alte discuții după aia. Asta e ideea în care vom implementa o astfel de soluții. Dar cred că prin școli, prin biserica, din poartă în poartă, cred că cu toate contactele care cu oamenii ar trebui să avem pe ordinea de zi, ca și discuții, și subiectul de material să reciclabil. Pentru că dacă totul pornește, vedeți, de la educație, de la bunul simț și de la, eu știu, alte toate din categoria asta care i-ar determina pe oameni decât să-l ducă, să-l pună în sas, să-l ducă la părâm, mai bine pune în sas și l-a scoate la poartă. Mi-aducem aminte, din 2016 până în 2019, un cup de la asta ne-am pus niciodată cu niciun petru în curtea școlii. Și de acolo tragem concluzii. Sim. Adică trebuie tot să ne implicăm și să ne rușinăm și să ne dăm seama. Da, dacă ne uităm prin stat, majoritatea celor care sunt deja pe teren sunt aproape pline. Deja dau pe afară în momentul când vine mașina, când vine odată la lună. Este plină să de la jurul de acolo. Acum noi încercăm să ne mulțim. Că am vorbit și cu cei de la mediu și cu cei de la care avem control de la DST, pe zona reciclatorilor, să mulțim numărul de cutii, de puși sau cum de liniere. Poate în felul ăsta îi determinăm pe oameni decât să ducă acolo, poate la distanța mare, până la un pet, până la o cutie din asta. Eu ducem mai din aproape la aproape și mai confecționăm încă 10 bucăți. Zilele astea, într-o săptămână, două, să apară în teren. Tot pentru a preveni lucrurile astea. Că în momentul în care reciclabile, ca și cantitate, vorbește, mai pot compensa cu prețul la ceea ce plătim de ca menajer. Eu trebuie discurs de ipotezitoare și de consistent. Dar să sperăm că eu... Domnul Rea, să ne implementa acel proiect din care tot se vorbește, ca ele să poată fi la achiziție, să ia un ban, 2, 5, 10 și să după aceea se duce înapoi să se recupereze banii, poate în felul ăsta s-ar face curățenie mult mai rapid și mult mai repede. Da? Să sperăm să mă ajungă la Dacă mai sunt alte intervenții, să punem la vot. Așteptam cuvântul ăsta. Păi, am așteptat să intervenim. Aici vreau să fac o completare la cele spuse de domnul primar și de domnul secretar. În fiecare an trebuie să reactualizăm acest regulament. Anul ăsta pare să aibă o ușoară anumite schimbări, dar ușoare, sunt sesizabile, da? Legat de anexa numărul 1, avem ca măsuri, la modul general, poduri, podiții, șanțuri, propun ca o adăugire la anexă, ori o altă anexă, să delimităm exact zonele de interes care unde trebuie făcute acțiuni. Legat de sectoare ale consilierilor locali, nu știu dacă avem stabilite. Nu avem. Aș propune să cădem de acord, să luăm fiecare sectorul, nu știu, o ajungem la un acord, care fiecare, cum dorește, unde are domiciliu, unde locuiește, să ne luăm fiecare câte un sector, să-l ajutăm pe domnul primar să și treacă la acțiune. Pare că anul trecut
2021, au fost cam multe zone lăsate fără acțiune. Am văzut copaci lăsați, tăiați arbori pe marginea domeniului public și lăsați acolo resturile. Albile, multe zone neatinse. De asta zic că ar fi utilă introducerea unei anexe sau modificarea anexei 1 cu zone delimitate concret. Unde, în ce zonă, pentru că comuna e mare, suntem, avem două sate. Dacă îți spune la general toate podețile, ar însemna să fie toate. Dar știm povestea. Nu putem ajunge peste tot, facem ce putem. În contra, să te contrazic un pic, pentru că cel puțin pe albile păraiilor, s-o mersc acum de fapt peste tot. Numai că, din nefericire pentru noi, după ce se interveneau cu beneficiari de la ajutor social, cu cei care au ore de făcut pentru obațiuni și așa mai departe, după o luare care timp, revenind asupra zonei respective, iarăși găseam ceea ce, de fapt, n-ar trebui să găsim. Pot să dau un exemplu care îmi vine la îndemână, acum să mă vă aduceți. La un moment dat, am luat piesa, dar la un moment dat era drumul curat, fără niciun fel de probleme. Dar nu știu ce interval de timp, saci aruncați din camionetă, din tractor, din căruță, din ce Dumnezeu știe, și se pare că sunt chiar unii dintre noi care au făcut lucrul ăsta, dar am probe și nu dau nume. Care au aruncat, din diverse categorii de utilaje, saci cu respectivele gunoi sau ce Dumnezeu a fost acolo. Când sacul ăla, din bun simț, putea să-l scoată la poartă sau să-l ducă lângă un tomberon din asta stradal și să-l lase acolo, că era mai ușor. La fel și pe pâraie. Am găsit chiar, aș putea să spun, un pădurar. Eram și cu viceprimarul, da? Întâmplător acolo. Adică am trecut întâmplător și când acolo ce făcea? Din camionetă, paști, peste pod, la părul la Cucova, da? Un om la care ai pretenții, că trăiești într-un alt mediu, într-o altă lume și ar avea mai multe obligații pe zona asta, raportând la un om simplu, care are și nu are cunoștințe de anumite lucruri. Deci sunt oameni care sunt oameni gospodari, sunt oameni care au anumite pretenții, oameni cu poziții în societatea asta, pe diverse așa ierarhii, care ei însăși nu respectă lucrurile astea, dar în schimb strigă pe ceilalți. Și atunci am avut o discuție cu eu că puteam să facem un lucru rău. Pentru ea, nu pentru noi. Să anunțăm garda de mediu, să-i confiștim la camionul și toate celelalte. Că asta se întâmplă în condițiile în care găsești, știi? Au început să scuze, să rușineze și nu știu ce. Mă rog, nu mai spun prea multe lucruri, că nu cred că e dispus. Dar așa ca exemple care sunt. Așa că nu pot să spui că n-am fost. Au fost. S-a intervenit cât s-au putut peste tot. Aș fi vrut să vin cu o listă detaliată a zonelor, dar mă gândeam că durează prea mult ședința. Cred că ne interesează toate zonele, începând de la Albea Siretului până la Pădure. Și încercăm să le cuprindem. Iar, cum să spun eu, împărțeala asta pe categorie de consilier, va aparține, la urma ori puteți decide lucrul ăsta, dar cred că nu trebuie să te împingă nimeni de la spate, ca pe bucățica ta de interes, fie unde locuiești sau pe care poți să intervii în tot satul. Nu trebuie să spun de aici, aici am eu și restul mă interesează. Nu. Puteți circula în tot satul și puteți atrage atenție sau lua măsuri sau aduce la cunoștință tot ce se întâmplă în teren. Nu neapărat să sectorizăm satul. Puteți să o faceți. N-am niciun fel de probleme. M-ar bucura. Deci putem interveni peste tot. Dintr-un loc, dintr-un capăt al satului la altul. Lucruri care l-am făcut. Drept dovadă că nici n-am fost sancționat de cei de la Garda de Mediu. Lucruri cum s-au întâmplat. S-a spus, parabola Căciun. Întrebați-i ce amenzi au luat. Pe subiectul ăsta. Cât trimiși cu dedicație, cât și așa mai departe. Așa se întâmplă la noi. Știi, ne faultăm reciproc, rog, să construim mai mult dărâmă. Pentru că de ce ăla și nu știu. Lucruri care, cred că s-au văzut. Dacă vă amintiți, ce era în curtea dispensarului aici? La intrare. Erau jos de 5-600 de saci. De unde credeți că era strâns? Din sat. Vă spun sincer, mi-e și rușine și mi-e și milă de cei de la ajutor social că fac lucruri. Ar trebui să le fie rușine celor care aruncă. Nu celor care strâng gunoi. Că n-au nicio obligație. Poate să facă alte lucruri decât să strâng gunoaiele de pe puraie și de pe toate șancurile. Și vă garantez, dacă o să fim mai atenți și o să punem carne de supraveghere, o să vedem minunați ce oameni duc gunoiul și unde îl aruncă. Mă refer ca și calitate. Să nu treci cu impresia că numai ăla care stă în cărciumul sau care poate n-are nicio calitate în sat face treaba asta. Nu. Oameni
Vă asigur că sunt oameni gospodari, oameni cu pretenții care fac treaba asta. Se uită în stânga, în dreapta și o aruncă. Am și văzut, dar de rușine, na, că ți-o rușine ții, dar lui nu-i rușine, n-are nicio treabă. Oricâte măsuri am luat, pe hârtie poți să spui ce vei. Hârtia suportă. Important e cum facem și ceea ce facem noi, fiecare dintre noi. Așa poți să muncești, muncești ca eu vorb, eu la pop. S-au adunat de pe toate părăile, s-au făcut, s-au adunat saci între zeci de saci, nu odată, de două, trei ori. Nu înțelegi oamenii ăsta. Și te gândi, poți să scrii, poți să faci ce vrei. Nu-l găsești, nu se vorbești unul de altul și așa mai departe. Știm bine lucrurile. Poate prin prezența camerilor să te supraveghezi. Domnul Dan, dacă l-aș fi găsit, l-a găsit pe pădurar, care, mă rog, s-a încheiat fără niciun fel de sancțiune, dar s-a dus, a făcut curățenie, măcar, și sper să ne zic, fie învățare din minte. Ceea ce s-a întâmplat acolo, ca și schimb de vorbe și așa mai departe, cred că nu i-a plăcut, nu s-a așteptat și nici nu cred că mi-ai trebuie a doua oară să mai facă. A doua oară să fii mai atent. Dar să uită mai atent în jurul lui. E da, unde ești nesimțit, ne ești la capăt cu asta. Că dacă așa ești crescut și născut, știi că de regulă, nu întotdeauna pe care crezi că face mizerie, ăla chiar face. Nu. Eu am pus atât atenția la zonul delimitat din concret. Poate ar fi și alte zone de interes, nu doar scuraie. Toate sunt. Începând de la ieșirea la pădure, până la sărie, tot ce se prezintă poate. Atunci, să readuc aminte problema Zădăroaia, canalul de desecare Zădăroaia, canalul de desecare limita Paraba, ăsta vorbim de Poleseacă. Mai sunt canale care n-au fost intervenții pe ele pe 30 de ani. Nici nu știu, putea, nu știu dacă le avem noi în proprietatea primării canalele astea, ca să putem intervenea. Nu am primit o din discuțiile cu cei de la ANIP sau OIP, nu prea au fost încântați de dorința noastră de a interveni acolo, prin motiv că ei nu le mai au, nu mai au nicio treabă. E un paradox și acolo. Și ca să spun un lucru ce au zis, că toată treaba cade în sarcina fermierilor sau proprietarilor de terenuri din zonă, ca pentru a-și proteja culturile și ceea ce au de făcut acolo, se poate interveni și să face treaba. În fonduri proprii sau prin, nu știu ce, să atragă din diverse alte fonduri guvernamentale, europene, ce mai fi. Asta a fost discuția și vreau să fiu sincer cu voi, să vă spun care sunt posibilitățile. Că proprietatea primăriei nu se ține în zona aia. Pe canale și așa, așa mai departe. Din câte am cunoștințe și vorbesc la ora actuală. Drumul ăla de adiacent e 85, care sunt, de fapt, necesare. Nu, în linii mari, drumurile astea au fost intervenții pe ele. Ba cu autostrăzi, ba cu utilajele pentru alea de pământ, de pe bănesc. Nu, adiacente e 85, care nu le avem. La care faci referire? Paralele cu 85. Paralel cu 85, tot ce ține... Aveam obligații privind amenajarea unui... Și dumneavoastră știți, și dumneavoastră mergeți cu tractorul pe lângă 85. A, vorbești din drumul paralel cu 85. Da, la GF. Și cu auto, cu vin în viteză. Da, dar vă mai spun un lucru și știți și dumneavoastră sau o parte din asta foarte bine, că proprietățile oamenilor se întind până aproape de asfalt, pentru că în momentul în care au făcut ei modernizarea de drumul și extinderea, n-au mai ținut cont că oamenii sunt proprietari sau nu sunt proprietari pe bucățica de teren, pe capetele pe care vin perpendicular fiecare pe ele, fie să facă o zonă de expropriere de interes public și să creeze acel drum secundar, sau cum să-l denumiți, da, noi devenim aici, ca utilajele agricole, ani căruțele sau ce mai acolo, să meargă în paralel cu și să nu se ducă pe acolo. Nici nu a fost prevăzut vreodată. Și dacă vă uitați și o să fiți atenți prin punerea în posesie sau prin măsurătorile exacte, pe fiecare parcel în parte, se duce aproape de limita cu... Ca să poți să faci un astfel de drum, ar trebui să faci expropriere în masă. Hotar Valea Seacă... Asta ar trebui să o fac atunci când au realizat exact. Nu poți interveni tu acolo. Nu știu dacă poți interveni. Totuși, dacă ne uităm cu atenție, să vezi că pe o parte ștapă, de nevoie, mai ales cu cei de la rabitieră, că oamenii... Au lăsat oamenii din proprie inițiativă și s-au lăsat așa, de timpul au rezolvat problema asta. Timpul rezolvă problema, fără a de internet. Au lăsat că e probabil și nou, că de acum e doar Bora, că casă de zonă, că așa unii mai avea. Ce loc avea? Păi nu. Da, vedeți-vă că suntem acum la aproape 25 de ani de când s-a lățit el 25-ul. Și într-o perspectivă nu foarte îndepărtată, o să vorbim de A7, care la 25 de ani nici el nu vine să rezolve această problemă. Din motivul la Bucești,
Să fiți moarte la locul ăsta. Deci când s-o extins frumosă la celălalt, era bine ca cel care a gândit-o să aibă în vedere, atâta vreme cât este interzis, utilaje agricole, căruții și alte lucruri din genul ăsta, să prevadă acel drum pe lângă asfalt. Drum secundar, drum... 85 este un drum neterminat, nici la ora actuală. Neterminat, pur și simplu. Da, fii bun așa. Bine că l-au făcut așa. Gândește ce a fi fost rămas, să fermați cu două dinți în condiții de circulație de așa. Și așa e foarte aglomerat și drumul cel mai supus accidentelor. Și dacă observați accidentele cele mai mari ca și număr, se întâmplă în linie dreaptă. Și este cel mai bun drum din Moldova. Întreținut. Da, cel mai bun drum din Moldova. Deci drum, pe accidentele cele mai numeroase se întâmplă pe secțiuni de drum drept, nu în curbe, nu în drumul. Doar acum ați văzut, vedeți. E zona roasă, cel puțin unde sunt fratele. Restul sunt. Așa că trebuie să apelăm primul rând la bun simț, la înțelegerea celor care trebuie să păstreze curățenia. Și a noastră... Dacă mai sunt alte interese. Domnul Cunic, haideți că ne-am depărtat un pic toate primele discutații și sunt multe, într-adevăr. Dacă țin minte titlul referatului citit nou, se referă la o gamă de lucrări care se adresau, pe de-o parte, beneficiarilor de 416, de altă parte, celor care... Proiectul ăsta de hotărâre pe care i-a dat citit domnul secretar să leagă cu următorul. Și celălalt. Următorul. Da. Deci le-a discutat la grămadă. Nu le-a discutat la grămadă, discuțiile care le purtăm aici leagă cele două puncte de pe ordinea de zi, numai că trebuie separat supuse spre aprobare în condiții. E bun că le discutăm, că le avem în vedere și că, la urma urmei, căutăm și supuse pentru rezolvarea lor. Ce am reținut din toate discuția? Faptul că materialul prezentat nouă de domnul secretar are o multitudine de puncte. Și știți că e o chestie mai veche și o ușor în glumă. Dar nu mai zic toate, că nu vreau să vă supăr. Fixând prea multe obiective, există riscul să liberi din toate. După materialul prezentat în ansamblu, după ce ați făcut toată radiografia tuturor problemelor care se confruntă în acest domeniu, mă aștept și nu-i târziu, eventual în ședința care vine, să stabiliți o prioritizare a acestora. De exemplu, pentru 2022, propuneți-vă, din toată gama, două, trei obiective pe care haideți să ne concentrăm cu toții, să ne focusăm asupra lor. Și eventual, după ce am realizat, sau ne-am dat la spate, cum spun eu, acestea, sau în bună parte au fost realizate, să ne propunem un alt pachet de subiecte, pentru că așa, din multitudinea de subiecte, de probleme, riscăm să ne pierdem între ele. Și atingând doar punctual, știu eu, o parte din subiecte, să nu realizăm mai lucruri și nici satisfacția să nu fie cea dorită. Deci propunerea mea este, veniți totuși cu o prioritizare a subiectelor. Am văzut aici competențe care vă revin, în primul rând, dumneavoastră celor din executiv. Iau în vedere, am în vedere și o serie întreagă de aspecte pozitive pe trecut. Faptul că în ultima perioadă, UAT-urile s-a dotat cu o serie de utilaje, cu personal, cu tehnică de lucru. E bine să aveți în vedere și o serie de obiective realizate în anii din urmă. Am fost zilele trecute pe drumul de exploatație agricolă și am văzut cu de indignare, că au dispărut indicatoarele utilare care sunt parte din inventarul comunii. V-aș ruga tare mult. Luați toate măsurile care s-au dat. Dacă au dispărut astăzi indicatoarele, mâine mă aștept să mai dispară și lisele de la coduri și alte lucruri care mai pot fi demontate. Nu cred că vin acum cu propunerea să puneți camere și în toate. Și ar fi ideal să puteți urmări și astfel de obiective. El a ieșit în perioada de garanție, dar nu știu de valabilitate. Când normal, e un bun al comunii. Și atunci, ca obiectiv realizat, dat la spate, cum v-ar spune, cred că e normal să urmăriți și felul cum, eu știu, cetățenii. Eu zic și altceva. Dacă au văzut că nu mai există interes și nimeni nu controlează zona, au venit odată, au văzut, vine de două ori, știți cum e. Că, na, șmecheriau toate
informațiile, au talent. Și au zis, da, seama că am lăsat de bată. Hai, că dacă nu, nu le mai vine în mesaj. Și au făcut ceea ce cu greu vine să spun, că au, nu știu, e rușinos ceea ce se întâmplă, dar iată că se întâmplă și la grup tare, nu? Puneți-vă pe obiective și aveți ce ați realizat. Dumneavoastră, cei dinaintea voastră, păstrați-ne cu grijă, fiindcă sunt bună, pentru care s-au alergat și păcat. Ele constituie zestea ereditară a comunei Europa. Cu bunele și rele nu de trecute fiecare dintre voi. Dar pentru fiecare să știți că s-a făcut eforturi mari pentru realizarea lor. Vedeți și dumneavoastră cei de astăzi cât e greu să realizați un obiectiv, câte drumuri trebuie făcute, câte umilințe trebuie să înduci până când îl vezi realizat. Iar dacă s-a întâmplat și el a fost realizat, rămâne mai departe și e bine să le păsăm. Într-o etapă serioasă. Cât despre problemele din mediu, v-aș ruga tare mult. Mă gândesc des la aceste probleme. Am mai discutat și cu viceprimarul. N-am mai deranjat și primarul. În stația situației, vicele e mai aproape de domeniul. Am rugat un punctual, ok, să nu s-a rezolvat. Nu nimeni, și eu mai aștept. Nu e că. Ce se întâmplă? Nu e doar o problemă, un punct. Într-o ședință de consiliu, se arată, cred că, ori punctul pe desigur. Haideți să fixăm o hartă a punctelor vulnerabile. Haideți să le monitorizăm cele câte sunt luate de la Albania, în conferința consiliului. Eu sunt de periculoasă acolo. Mai sunt alte câteva zone, atât pe urmând cât și pe scutare. Haideți să întocmim o hartă acestora. Haideți să le monitorizăm. Și împreună cu dumneavoastră, cu toți cei prezenți aici și alți faptori, să încercăm, pe lângă monitorizarea lor, să vedem să restrângem fenomenele respective. Pe un punct, pe două, pe trei, în fiecare sală. Ne focusăm pe ele și încercăm, prin toate mijloacele, de la vorbă bună până la amet, să reducem aceste focare care pot să viața, sănătatea. Și mai mult decât toate, anulează toate eforturile pentru înfrumusețarea comunii. Că deja va pui asfalt, deja va face toate lucrurile bune. Dacă alături ai 10 saci cu moruz, 3 câini morți și ce mai aruncă oamenii ăștia noștri, prietenii noștri, toți sătenii noștri. Nu mă aștept ca într-o zi să se rezolve problema. Am atâta experiență și știu că aceste lucruri nu se rezolvă de la o zi la. Cel mai greu să modifici, să schimbi, este nărarul. Dacă te alocuri, am îngrătit și mi-am lăsat să plâng, s-au dus în noaptea și mi-au pus. Nărarul nu poți schimba într-o zi. Două. Nici într-un an, doi. Dar insistând mereu, lucrurile se schimbă. Așa că fața urmează din 2022, numai cei din 2000. Lucrurile s-au schimbat. Chiar dacă nu s-au făcut niște pași uriași de la o zi la altă, nu se poate. Așa e lumea în care trăim. Unde de al mai de fapt asta? Alții atât ar fost, atât au duce capul. Și poți să o urmări, că tot acolo duce. Nu poate altfel, nu concepe altceva. Am nu concept, da, exemplu, de către ăla, de pe sarea făină, și te-am pus băbăieți cu căruțele. O să o urmări, totul să ducă cu noi, pe undeva, până la tot, pe dosorbeam, că acum nu vede nimeni. Că nu-i circulație mai. Dar mai sunt puține exemple. Și trebuie insistat. Cred că dacă vedeți, ar trebui să să ia măsuri. Eu nu am, dacă... Dar încercăm să monitorizăm câteva puncte, câteva zone vulnerabile. Și împreună cu toți, consilier, executiv. Să stăm asupra acesta, eu cred că putem restrânge fenomenul. Până la eradicare. Și asta ne rog de-a. Băi, din 10 puncte care aveam în 2022, la sfârșitul 2022 mai sunt în 8 puncte. Două eradicat. Am făcut ceva, am împreună cu oamenii, tot ne-am terminat aceste lucruri. Și încercând așa câțiva ani să diminuăm aceste fenomene. E păcat. Vine mașina la poartă, ia cu noi. E un pas pe modernitate. O să mai fac probabil unul care au promis că face, nu l-au făcut. Cu preluarea selectivă. Urmează. Sperăm să urmeze. Au promis din 20 de ani. Eu am albit și nu văd că nu se întâmplă. Dar probabil mai e mult până acolo. O să vedeți un alt pas, pentru că oamenii așteaptă. Eu știu unul mult cu care am discutat, dar degeaba le-am pus. Nu vin de la cu pietre, dar le-au riscat toate. Eu l-aș zic, eu l-aș pe pietre, le-au pus la grama. Și atunci pe omul e descurajat să mai facă asta. Că văzut că în aceeași mașină încarc de toată. Deci tu și nu mai trebuie să le pui separat, că tot acolo e lumea. Ei, în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta, deci ia pe des, că de la cap trebuie rezolvată treaba, lucrurile s-ar schimba și omul este receptiv. 50% din primul. Ce e la urmă, e greu mai ca atât, ușor, ușor, n-am încotro. Și poate de rușini, poate de nevoie,
Voi fi nivel scapat. Pot să vă spun un singur lucru. Mulțumesc. În zonele astea sensibile și zonele care prezintă oarecare risc de depozitare a gunoaielor de către cei de rea credință, există. Nu l-ați prezentat. Și este monitorizată. Dar aș ruga să le prezentați la Consiliu și să împreună. Au fost monitorizate și sunt monitorizate în permanență și de către cei de la mediu. Nu vă mai spun că unele de la rece, uite, domnul Culiță Popa, fostul viceprimar, poate să confirme că zonele astea există, zonele de risc, zonele cum au fost sensibile. Cei de la mediu știu în permanență ce se întâmplă în zonele alea. Și avem musafiri nepoftiți mai tot timpul, în momentul când apar. Ele pot fi văzute și din... Garda Națională de Mediu va fi dotată cu drone, în mod special pentru... Nu cu drone, dar ele pot verifica acum, prin satelit, așa? Ele pot fi tot timpul monitorizate. Și ne trezim cu poze. Câteva zone din astea. Mai, la ieșire spre Cucova, pe la Sandu Ionică, și mai sunt câteva. În timp ce ați mai restă, ați sunt șuruburi, te-am venit și așa. Sau cam, dacă vă uitați pe zonele astea, nu prea am mai... Am simțat altele. Și am vorbit cu viceprimar despre o altă zonă, un focar păcătos de tot acolo, înființat de curând, de vreo 2 ani. Chiar în spate, pe strada Chelbușești, variantea spre codiță. Dacă vreți ce vă spun, da, dacă stau bine să vă dacă vreți ce a făcut acolo, te apucă groază, fiindcă au... Văzut, știm. Întâi, doi sași și apoi au început și ceilalți, până au dus și o pată de la oameni bolnavi și când mulți, e dezert ce acolo. Au venit întâi cu puțin, au văzut că nu se întâmplă nimic, nimeni nu-i sancționează, au dus și acum fiind ziua. I-am auzit, dar vă doi chiar îi știu și ne-am promis că îi spun. Pentru că îi spun mea. Deși... Și care a fost reacția lor dacă ați discutat cu ei? M-au jurat. Și sigur nu vă mai vom vota. Vă rog, mult chestia și că am luat așa mai subiectul cu voturile, asta mai trebuie, știți? Păi dacă ați dat în mine, de ce? Da, dar bine, măi, mâncați să ne țineți, pentru că nu așa, nici... Nu, Dani, nu era vorba de pe când erați pe poziții, domnul... Nu era. Acum, recent. Asta e de un an, doi, de poziții. Acum, recent. Trebuie de să nu fi transmis, cumva, și la actuala administrație. Totuși, îmi spuneam că acolo... Aceeași teme, adică... A lunecat terenul... Ce? Acolo. Așa. A lunecat terenul și ei, întâi au venit cu niște moluți, au mai pus acolo la drum, nu mai e fugit terenul. Și au avut o dată și de mizerie acolo. Ca să pucă ora. O consolidează. Bună de grață. Dar o să ajunge, știm, discuția. Am ajuns la o discuție de când de la alta. Tot în jurul curățenii și a gospodării până la urmă, omului se duc toate astea, sper să discuțiile astea să fie de bună acolo și... Și cum... Problema e că transmite noi mesajul, să ajungă unde trebuie. Că noi putem vorbi mult și bine. Dacă mesajul ajunge unde trebuie, ca cel care face ceea ce face să atenție totuși la acest fenomen, fiindcă vedeți, pe măsură ce ați constrâns în anumite zone, au înființat alte zone, ca să-mi dau seama că, de fapt, cantitatea de deșeuri aruncate nu scade. Ne mai amicim, că nu mai duc la Gorea Scurție, acolo, la Pădragești. Dar l-au dus ea, de exemplu, unul, vor mai fi și alte. Dureros este că această, mai devreme, dispar unele, această cantitate de gunoi aruncat nu se diminuează și asta ar trebui să ne îngrijorăm. Știți? Da, dar rămâne cu obiectiv și sperăm să... La fiecare final de an, Rompresto, da, care gestionează fenomenul de ieșeuri de atâtea comuni, ne transmite un raport sinteză, da? Bine, poate să trimite de legislația și ai un exemplu cu Germania, care la performanța care o are reușește să recicleze aproape 50% din cantitatea de gunoaie. Și în partea alta e Comuna Orbeni, care, conform raportului Rompres, spune că se apropie undeva de 3-4%. Iar anul ăsta te simțităm undeva la 20, să nu zic 25%, cantitatea pe care trebuie să o reciclăm din ceea ce dăm. Deci nu sunt... Rompresul să citească contractul. Prin care au ținut prestarea de serviciu în zonă și să vadă ce au făcut din acel contract, cât au realizat și apoi să vină să dea sfaturi. Atenție, aici sunt mai multe aspecte. Bun. Avem un tarif foarte mare, asupra care nu mai putem interveni. Doi. Sunt promisiuni că vom beneficia de acele pubele astfel încât să dăm gunoiul fracționat. Trei la mână. Să nu uităm că avem o expunere a gunoiului stradală. Omul dă cât vrea. Dar omul a dat cu capătul la un pârâu. Și acolo aruncă ce credit din cuvință, știți? Nu, acolo aruncă ce nu iau cei de la Rompresto. Păi nu.
Și rompesc toată vestia doar cu noi menajeri, care trebuie la ceea ce înseamnă ce înseamnă. Iar restul trebuie să găsească destinația că din curtea omului, în grădină, să sape aproape, să-și împună. Nu-i voie, nu am apărat. Nu neapărat. Deci creșterea numărului de pubeli scade cu noiul ușor. Da. Noiul care deranjează vizibil. Aveți dreptate, se rezolvă în lasă. Câte vaci erau în 2000? Câte vaci mai erau? Normal, scade gunoiul, scade cantitatea de gunoi de graș și rest. Porci, cât mai crezi? Și fenomenul este în continuare, unul descendent. Nu încurajează nici un european, nici piața în sine. Nu încurajează țăranul să mai crească animale. Și iată că dacă în 2000, în 2007, au făcut o delegație de danezi și au rămas mirați când lucram la asfalt. Și au spus, dar puneți asfalt în sat. Deci, așa o imagine proastă, aveam în 2007, la aderarea României, mă rog. Încât când ea cuvânt, suntem oamenii acolo, niște amărâți răi, amica voastră, proști, țigani, cum ne-au numit așa. Bun, ce aveți asfalt? Bun, dar cum de aveți barică de drum? Păi cum, dar uitați, că intră numai cum, intră animale în sat, dacă veți ajunge în Uniunea Europeană, așa ceva nu o să mai vedeți. Și iată că se întâmplă. Exclus, domnul Consiliu. Iată că se întâmplă. Da, și la ei... Nu o să mai vedeți animale pe drum și nici barică. Și la ei nu este balegă? Nu. Nu? Nu. Eu vă spun că da. Eu spun că am fost și am văzut că nu există așa. Nu există ferme special. Dar are dreptate. Și acolo sunt ferme, sunt animale și fac și drept. Și merg pe drum asfaltat. Merg pe drum asfaltat. Dar drumul e asfaltat, e câmpă, e spăpășune. Nu e exact. Nu e legătură între localitatea sau ce-o fie acolo. Nu circulă numai de asfaltat. Ei vor să respectăm noi regulile, dar ei... Ei respectă și ei. Sau ce mai zic? Dacă mai sunt toate interveți. Dar arunca și bidonul, dacă nu au curaie. Dacă nu mai sunt toate interveți, sunt două copuiet. Nu, o să vă rugăm că punctul de la 6 și de la 7, da? Au cuprins ca tot ce am discutat noi. Dar nu mai respectăm iară și să discutăm iar fie de vreme. Eu rămân la propunerea de medie, adică... A doua, am propus să facem sectoare... Am propus Consiliul Local, dacă discuția a deraiat un pic între mine și executivul, pare rău. Dar de ce zici că o deraiat? N-a deraiat. Orice discuție nu poate fi decât constructivă dacă nu-i poți să facă timp. Eu m-am exprimat Consiliul Local. Răspunsuri și sugestii n-am primit din partea Consiliului Local. Pară dacă nu au fost deși atenți, țină la propunerile și dacă țin la copiele. Noi am văzut ideea cu drumurile paralele, nu? Asta e cea mai tare de toate. Nu, cu sectoare pentru fiecare consilier. Dar domnul primar, cum s-a exprimat domnul primar, deja noi trecem prin tot sat, și prin Scuta, și prin Orbier, nu știu, dar prin Palabra, dar și prin Labori. Cine are un sector separat? Cine are un sector separat? Nu, n-a venit nimeni. Atunci, da, atunci treci și prin vale, și prin deal, și prin capul sală. Ideal ar fi de... Nu poți alege cu scripte, nu poți alege cu mână. O alege cu băie, înseamnă că e cel mai acolo. Domnul ăla a făcut doar propuneri. Vreau să pune la vot, sunteți de acord, sunteți, nu sunteți. Da, să pune la vot, propunea domnul Norat. La principiu suntem eu de acord, dar știu că nu sunt de numai lucru. Degeaba ne străbuim, că teoretic e mână. Practic, iau ceva. Așa, dumneavoastră, supun eu la voi. Cine este pentru? Trei voturi. Pentru? Cine se abține? Împotrivă? Îi vine de adus la cunoștință autorităților atunci când ceva pare suspect. Când vedem că se descapă dintr-o mașină sau cum vine. Sau când se abandonează anumite dată vedere. Aducem la conștiința autorităților. Hai, trebuie să stai pe stradă, să vezi. Nu trebuie să stai. Dacă în drumul tău vezi ceva suspect, poți anunța autorității. Care vor lua măsuri pentru a pune și descuraja acțiunii care nu-ți benefici. Nici de să punem la vot proiectul în ansamblu. Au căzut propunerea domnului Murat. Cine este pentru? Mai era un amendament, doresc luați memorat.
Care? Spuneți. Păi eu l-am spus odată. Păi mi-a spus odată. Păi zice eu odată. Așa, ca să-l poate. Păi eu l-am spus odată, l-am cerut în dezbatere, mi s-a dezbătut. Spune la vreo. Nu pot să-l spun eu, domnul președinte. Deci și vorba, spune-mi. Dacă deraiem subiectul doar ca să nu mai părim, să mai pară unii băgați în salon sau în umbră. N-aveam cum să luăm acțiuni asupra unor persoane apropiate sau nu. Dacă votăm, suntem scăpați de amendă, dacă nu votăm, să ni se dă amendă. Asta e realitatea. Despre asta trebuie să vorbim și să fac niște legă. Nu. Avem 32 de ani în care ne plânge. Păi nu avem asfalt, abia punem asfalt. Păi nu avem apă, abia punem apă. Deci, când punem apă după 30 de ani de la comunism, de parcă am ajuns pe lună. Cine s-a realizat asta? Că e vai de mine, am pus apă. Serios, s-o pus am că trebuia să pună. Da. Se pare că ai de raia tu subiectul. Acum am completat că... Eu te aștept să spui ce spui și vrei să spui. Lasă-mi apa. Am spus-o, da. Lasă apa că nu mai trebuie, apa avea. Eu am spus că tu ai de strâng. Chiar nu mai trebuie să mai repede, amin. Atunci se pune la vot... Domnul, un pic, mai să lăm mai lucruri, tare? Da. Dacă te referi la subiectul cu decolmatarea. Nu. M-am referit la subiectul anexa numărul 1. Dar asta vă repet încă o dată, trebuie să-și menționați în procesul verbal. Era vorba de delimitare în concret al zonelor de interes. Sectorizare. Da, pentru că în anexa 1 ne referim în general odeții, șanțuri și așa mai departe. Dar, spre surprinderea mea, încă mai există odeții și șanțuri în care nu s-a acționat. Zonea de acente, zonelor de interes, adică dacă le și specificam în concret, probabil erau atinse. Probabil s-au fi uitat zonele alea. Dacă exista undeva pe ultimă, bă, zona Luzi Cutarii, de la până la, ne readuceam aminte și poate să reacționăm. Asta e o propunere, nu cu ambiții de a unul la care doar să dea interesanți prin Consiliu, votează împotrivă. În loc să ne gândim, băi, e bun sau nu e bun? E benefic comunității sau nu? Era cel de primul amendament supus la vot ca o formă onorifică, nu neapărat din obligații. Cât de cât să știe populația din zona D până la zona D, că respectivul consilier nu a luat voturi degeaba. Că bănesc că a luat voturi de la vecinii săi, nu a luat voturi domnul consilier de pe Vale la Urbeni, de la fundul satului, din partea de altă. Nu. O luat votul de la vecinul lui. Ei, în zona lui, acolo, care și-o alege, să fie și el mai băgat în seamă. Să dovedească cetățenilor că și-o merita votul. Că dacă o luat general, nu-i bine. Rezultatul ăsta este, după 30 de ani, nu-i bine. Mergeți pe sectorul de drum județean spre Parava și spuneți mie dacă la ora acolo este bine. Dar nu este bine. Și te informez un pic mai atent. Da. Tot ce este în extravilan și aparține pe zona de drum județean, intră în sarcină de Consiliul Județean Bacău. Ce este pe intravilan, intră în sarcina UAT-ului Comunei Urbeni. Ca să facem diferență. Așa. Ce e pe DN2, intră în sarcina DN2. Bun, noi ne rezumăm doar la acțiunile care le avem de îndeplinit, doar în intravilanul Comunei Urbeni, raportându-le la acest regulament. Eu de la ieșire din comună, de la Dunava la Vale, este extravilan, intră în sarcina Consiliului Județean Bacău. Confirmă, domnul. Am făcut demersuri în atâtea rânduri. Să întreb noi, dacă eu mă duc acolo și operez cheltuire sau cum facem noi, nu mai vorbesc. Din când în când. Deci, Consiliul Județean Bacău e responsabil de zona... Deci tot ce este în extravilanul localităților pe drumul județean, intră în atribuțiile Consiliului Județean Bacău, secțiunea de drum, da, județean. Ne-ați înțelege. Sunem mai pe secolul la mai avem zone de interes
un extravilan și în cealaltă zonă, zona Siret, zona de pădure, adică tot poți să județeam de și acolo să le... Dacă nu e, acolo sunt apele române, sunt... Cine are atribuții în zona respectivă? N-a trimis Consiliul Județean pe unde spui tu acolo. N-are nicio treabă. Domnul Frank, puteți confirma că este ce vă spune adevărat? În domeniul investițional este administratorul Consiliului Județean. Corect. Și cine administrează domnul? Da, pe Consiliul Județean. De ce îl dezăpăte pe Consiliul Județean? Iar eu? În schimb, lucrări de întreținere privind curățarea asta mai cădeau și în satul ăsta. Pe zona din Travila, de acord cu dumneavoastră. Pe zona din Travila. Pe zona din Travila. Și fix. Ca obligație legală. Verificați-mă. Curățări de șantă de astea intra. Exact, intră în atribuții Consiliul Județean. Prin mașința cineva de rea. Când am avut aici, e diversificat. În 2019-2020, dacă mi-aduc aminte, oamenii de la 416 curățau șanțurile care țineau... Am făcut pentru că trebuia să facem, pentru că erau... Era necesar. Era necesar, dar nu legal. Hai că o spunem și eu, spunem unde... Era necesar. Și s-au intervenit de atâtea ori. Și pe drumul județean, când au fost inundațiile, și cunosc inundații, calamitățile, când au adus pot de dealul celor, n-am intervenit cu utilajele. Păi părăți veneau cei de unde veneau, că erau diverse lucruri de rezolvat în tot județul. Dar nu aveau timp. Și ca să putem veni în beneficiu oamenilor, să putem curăța, să creăm căi de acces libere și astea, ne-a dus cu utilajele acolo. Pentru că și ei ne-au ajutat pe noi în condițiile în care am avut probleme și noi depășim. În concret cu zonele, probabil pe fiecare, dumneavoastră aveți acces mai mult la informații, ne puteți lămuri pe noi, cei consilierii care nu au acces la atâtea informații, să ne hotărâm. Deci legal v-am spus cu mine. Că facem noi ce facem pentru valoarea comunei și asta. Iar nouă ne scade în sarcină, cel puțin părerea mea, tot ce înseamnă și tot ce se mișcă pe raza comunei urbene. Că dacă eu planific să fac numai o anumită zonă, curățenie sau ce fac acolo, nu cred că se cade. Pentru că trebuie să intervenim peste tot. Mi se pare firesc și de bun simț. Nu pot să spun, domnule, că am aprobat în Consiliul ăsta, fac numai podețul de la Elimea Tudorel de la poartă, celălalt de pe Valea Orbeni sau unde zice domnul Fandu că ar fi probleme, nu pot anul ăsta, că nu intră în zona mea de interes. La anul mai vedem ce o să aprobe Consiliul. Trebuie să intervenim în limita posibilităților. Și acolo, și la Tudorel, la podurile care sunt fundate, casetele și ce mai fi acolo. Am dat un exemplu așa cu venit. Cred că asta e obligația noastră, la urmă. Că ce mai facem și ce nu facem, când ne ducem până la Valul Siretului, când ne ducem până la limitul cu Parau? Am fost, știi, uite întrebat, că e aici prezent și poate confirma. Și când au venit delegația de la Consiliul Județean, faceți adresă către Consiliul Județean, către serviciul de drumuri, că trebuie să ei intră în sarcina lor și intră în obligația cei extravilan, ca să facem corect precizat. S-a consemnat în procesul verbal. Dar am fost și am făcut, pentru că... S-au mai curățat, s-au înfins. Da, deci facem curățenie după cine? Nu după cei de la Bacău. Facem curățenie după ai noștri. De, asta e. Mai facem. Am făcut este situație de când când administrează Consiliul Județean și sunt, eu ce obțin din 2000, nu știu, eu nu vin când se niciodată se curăță și au venit doar pentru câteva din discuții, da? Au pus asfalt, au făcut șanțe, dar la curățat niciodată. Au curățat de marginea drumului. Nu au curățat. Nici bă, da, au curățat. Au luat camioane. Cu ce? Cu mulus. De pe margine. Cu mulus. De jeu, vreodată? Da, da. Nu știți pe care de jeu vorbiți. Da, au fost pe mie prin 2019 să numără toți copaci cu pericotii astea numărate. Alei, și la revedere. Am numărat toate cu cutile care mi se părea brațul. Poate mă eram în filme cu Stan și brațul. Poate mă acara. Este aici la biserica Monument Istoric, până și-au tăiat un acest dată, că am luat și nu toate, n-au curățat cu excavatoarele, n-au luat... Au fost, n-au fost, dar... N-au văzut. Au fost camioane, 4 boxe. Supunem la vot atunci, în forma finală. Nu curăța așa, 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 nu curăța așa. De la lui Trans a fost. Împotrivă, abținere? Domnul Fantu? Nici nu știu ce aprobați acolo. Nu, mai asta e. Ați supărut la vot în forma finală ce? Punctul 7. Punctul 7. Ori spuneți la vot amendamentul, ori în forma inițială. Amendamentul ați face la vot. S-a menționat în procesul verbal. În procesul verbal. Haideți să o luăm cu început. Am avut un amendament, am votat pe el, da? Au fost 3 voturi pentru, 10 abțineri. Au fost reluat, reprezentat
Al doilea amendament, supunem la vot al doilea amendament și după aia votul final. Așa? Așa. Deci, al doilea amendament, prezentat de domnul Dan Moraru, rugămintea este să-l supunem la vot. Supunem la vot. Atunci amendamentul domnul Moraru cu... Repetați, mă rog, ca să înțeleagă și cum să fie exact ce votăm sau ce nu votăm. Deci, al doilea amendament avea în vedere nu doar acea sectorizare, ci acea... acele intervenții punctuale pe anumite sectoare de drum, poduri, podeții, șanțuri, făcute cu sau fără prezența, asistența, intervenția consilierilor locali. Unde... Firește în toată raza comunei Orbeni. Cu toată discuția care a fost, că vorbim de intravilan sau de extravilan, ca părere personală, din ce mai știu și la alte consilieri județenii, acolo unde ei au într-adevăr o capacitate tehnică de intervenție, și asta e specific zonei Ardealului, că s-au dotat cu utilaje, de regulă, încheie protocoale de colaborare cu Consiliul Județean și zice, întrucât voi nu aveți capacitatea să faceți, facem noi, dar hai să facem un protocol ca să fim și noi acoperiți. Asta sunt soluții, nu sunt. Da, sunt soluții. Deci, adică acoperim pe cei care au o pedeapsă complementară de a efectua ori în folosul comunității și să nu-i punem undeva să facă? Sau ce face? De ce să nu facă? Dar cine a spus asta? De ce zici? Păi, asta înseamnă votul împotriva... Punctul următor cu ăștia care... Să nu se facă. Care sunt condamnați și au... Dar și până acum am avut și au făcut oamenii. Au făcut curățenie cu ei. I-am pus la diverse activități care am avut mai nevoie de la Comunii Orbeni. Curățenia... Eu, sincer, personal, la ajutor de oameni care vin în mod regulat la făcut curățenie în jurul primării. Băi, alea sunt pe leamățat pentru treaba asta. Dar sunt ceilalți cu care poate... Dar ceilalți care am văzut acum un an de zile, curățând efectiv cu lopata în șanțuri, eu nu i-am mai văzut un an de zile. Băi, n-ai văzut-o. Eu vă asigur trec zile prin tot șanțul de jumătate de sat. Tu vezi numai acest copil. Nu mi-e adevărat. Și asta e adevărat. Văd drumul cât de cât se făcut pe meu colegi, doar cum e timpul mie, care de asta pare, dar... Nu trebuie să le fătă. Acum, sezonul ăsta, ea mai folosit la dezăpezire și la intervenții pe rețeaua de alimentare cu apă, acolo unde au fost probleme, că n-ai ce să faci dacă e înghețat. Unde e înghețat, când s-o lămurit treaba, o să... Din câte mi-aduc aminte, aveam sute de asistenți sociali care au sat de muncă, care trebuie să presteze. Fac treaba, stai, fii fără grijă că își fac treaba. Făceau, nu aveam mașină zgâriată, laterale. Despre asta vorbesc, nu vorbesc ca să mă bafă în treabă. Am supus niște amendamente, se potează, se potează. Și pune la vot, atunci, al doilea amendament. Sunt retracții, nu-i ce-o problemă. Propus de domnul Murat. Cine este Pietru? Cine este împotrivă? Abțineri? Abținere. Abținere. Noi, două vot cu Pietru. Am rugămintea că... ședințe se decurcă într-un format mai normal, mai legal. Discuțiile între consilieri să fie discuții între consilieri. Inițiatorul de proiect să-și aștepte sau să solicite cuvântul, pentru că intervin interferenții și mai vreau să pierdem vreme. Să înțeleg interagez? Da. Eu nu mi-aș permite să intru peste domnul președinte ședință să vorbesc fără să-i solicit cuvântul. Mi se pare că azi, o singură dată, ai solicitat cuvântul și ai intervenit de 10 ori. În fiecare dată am... Și în fiecare dată l-am ascultat. Bineînțeles că l-am ascultat, nu? De ce nu ai fi așa țicuros? Delicat. Mi se pare normal să ne fiți. Ești răzgâns la comunitate. Ești răzgâns la comunitate. Fără moarte. Ne-a de mai departe. Așa stăm toată ziua aici așa. Hai să terminăm de astăzi. E fană, noi stăm. Bun, am votat primul amendament, al doilea, acum votul final pe ăsta și votul chefuie. Cine este chef? Votul final. Punctul 6, cu curățenie. Vot final, da? Da. Cine este chef? Am hotărâi. Da. Împotrivă? Abțineri? Domnul Rău, împotrivă. N-am pus o formă inițială. Da. Mergem mai departe, punctul 7. Punctul 7 deja s-a vorbit. Deci la punctul 8. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind
La de acțiuni, nu... Pentru că dau și de evidență. Da, ca aprobare. Proiectul hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru anul 2022, în vederea repartizării orilor de muncă prestate lunar de către persoane apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social pentru persoane condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității. Am discutat. Dar și pentru persoanele sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenții. De aia a zis domnul primar că punctul 6 e legat cu punctul 7. Au legătură, iar noi prin ce am discutat. Trebuie citit și s-o pus la dau citire proiectului de hotărâri, ce puțin partea dispozitivă a lui, articolul 1. Începând cu data prezente, se aprobă planul de acțiuni lucrări de interes local pentru anul 2022, în vederea repartizării orilor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social. 2. Pentru persoanele condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității. 3. Persoane sancționate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenții. Articolul 2. Se stabilesc obligațiile ce revin compartimentului asistență socială și începutului comunei urbeni pentru implementarea planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local conform anexei numărul 2, parte integrantă la prezenta hotărâre, 3, și la articolul 3 fac o paranteză, aici vine și cea de-a patra categorie, în plus față de cele trei menționate anterior. Planul se aplică și situațiilor în care părintele are muncă, este obligat să presteze între 20 până la 40 de ore lunar pentru fiecare copil, pe raza administrativ-teritorială în care își are domiciliu sau reședința, ca urmare a protecției speciale dispuse de instanță, când, în cazul plasamentului, plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, conform prevederilor legii 272 din 2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se obligă viceprimarul Comunei Urbeni, compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului, primarului, viceprimarului, compartimentului asistență socială și va fi adusă la cunoștința publică prin grija secretarului și noutăți. Da. Dar cei care nu-și pot expresia alimentară și nu au venit. Nu, nu, atenție. Atenție. Ca și noutate, pe lângă cei care au probleme cu probațiunea, ce mai făceam noi până mai de ună zi, au apărut și cei care au copii în diverse centre de îngrijire, care trebuie să suporte o anumită categorie de cheltuieli. Neavând cu ce să le acopere, i-au pus să facă muncă în folos comunității. Și au plecat citat 20 de ore, 40 de ore, lunar. Deci obligația lor este situată undeva între 20 și 40 de ore. Da? Atenție, obligația asta merge până la data la care copilul ăla va fi scos din centru în care el este instituționalizat. 4-5-10 ani. De regulă, vârsta de 18 ani. Modificarea asta a intervenit și datorită faptului că am avut, cred că acum maxim două săptămâni, două cazuri, două persoane care au intrat sub incidența astea. N-am mai avut altele până acum. Până acum, frecvent, de cine izbeam și știți dumneavoastră, erau, în primul rând, cei la 416 și după toți cei care vin pe zona de probațiune. Dar mai nou, instanțele, decât să le aplice amenzi penale sau, știu eu, alte sancțiuni, multe dintre ele optează pentru aplicarea de ore de muncă în folosul comunității. Și văd că numărul lor crește. Adică dacă înainte primeam poate una la lună sau la două, trei luni, acum mai la o săptămână, două, mai vine pe unul. Da, bine, cu 4-5 grade. Da. Crește numărul lor. Instanța văd că începe să aibă o altă optică vis-a-vis de fenomenul ăsta. Vreau să-i descurajezi. Da. Deci anexa 2, pe scurt, da. Dar oricum nu s-a luat. Vă știți că dacă o duci până la bun sfârșit, chestia asta ea poate să aibă efect. Adică cred că rămâne totuși o măsură de educație, destul de fermă asupra celui care a făcut ceva. Îl responsabilizează. Pentru că optica omului și a românului vis-a-vis de amenzi este care este. Deci, dau citire, anexei 2, că am făcut emitere la ea, plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orilor de muncă în folosul comunității la nivelul Comunei Urbești de Bacău pentru anul 2022. Deci, ce citesc aici, se aplică proiectul de hotărâre citit anterior, pe undeva el vine și completează proiectul la punctul 6. Persoane apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, persoane condamnate penal și obligate să presteze muncă neremunerată în folosul comunității,
și pentru persoane sancționate să presteze muncă folosită comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenții. Acestea vor participa la următoarele tipuri de acțiuni sau activități. 1. Acțiuni de dezăpezire a trotuarelor, podurilor, podețelor de braza satelor componente ale comunii Orbeni din zona centrală a satului Orbeni, primăriei Cămin Cultural, al poziției de poliție, în cele două sate componente ale comunii Orbeni la nivelul cabinetelor medicale, instituțiilor de învățământ, instituțiilor de cult, stațiilor de autobuz, parcurilor comunale, lucrări de întreținere și curățenie a șanțurilor, rigorilor, podurilor, podețelor, străzilor, localității, pe toate sectoarele de drum comunal și drumuri județene, atenție, situate în intravilanul locuibil al comunei Orbeni. Discuția anterioară. Acțiuni de salubrizare a zonelor unde sunt depozitate deșeuri menajere sau rezultate din construcții, acțiuni de amenajare și salubrizare a stațiilor din comună, acțiuni de curățire ori de câte ori se impune în zonele utilizate pentru campare, Riveranii DN285, să nu uităm aici de viziera, care acolo nu cred că o să vină nimeni, să fac acolo vreodată, și chiar și ce mi-au de la zis Răcăciuni, dacă e noastră. Acțiuni de curățenie a cimitirilor din Sfântul și Scot, acțiuni de salubrizare la școli, grădinițele și alte spații aflate în domeniul public sau privat al comunei Orbeni, acțiuni de întreținere și curățenie a terenului de sport și izlazurilor comunale, acțiuni de montare, demontare parazăpezi pe sectoarele de drum unde se impune prezența acestora, acțiuni de săpături șanțuri, de colmatări șanțuri, tuburi, poduri și condiții colmatate, acțiuni de tăiat, crăpat, transport, așezat, material de mnos folosit de combustibil pentru încălzit la unitățile de învățământ și cult de pe raza localității sau pentru persoane vârstnice și sau bolnave, acțiuni de pregătit, reparat, întreținut uneltele, utilajele din dotare necesare la activitățile gospodărești, lucrări de executare săpături în vederea locuirii de conducte de apă avariate pe străzile din comună, acțiuni de toaletare a arbori situați pe domeniul public cu asigurarea asistenței din partea societății distribuției a energiei electrice acolo unde este cazul, acțiuni de curățare și întreținere a canalelor de preluare a apelor pluviale aflate în patrimoniu, dar și a celor nepreluate în patrimoniu, dar care prezintă un risc major de inundare. Acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice sau vulnerabile în contextul pandemiei COVID-19 și nu numai, pentru nevoile gospodărești prin constituirea de echipe de teren sub coordonarea personalului primăriei. Domeniile serviciilor publice și locurilor în care se vor presta activități în folosul comunității enumerate mai sus, nu au caracter limitativ, iar în situațiile în care situațiile o impun, se pot desfășura și alte tipuri de activități în funcție de priorități. Dacă mai sunt alte intervenții, în afară de ce s-au mai discutat. Domnul președinte, treceți la propunerea de vot. Intervenții pe tine la vot. Cine este pe el? Deci, la punctul 1. Ca o simplă părere personală, repet, dincolo de asta, cu cheile de subiect, da? Am mai văzut alte localități, nu știu, poate e bună, poate nu e bună. Îi zic mult propunerea mea. Oamenii care prestează astfel de activități nu trebuie să fie neapărat niște oameni stigmatizați, să știți. Ceea ce noi facem cu ei are un efect clar, educativ. Am avut ocazia eu, de când lucrez aici, de când există fenomenul, cel puțin cu probațiune, să interacționez cu câțiva din acești oameni. Nu au mai multe capete, nu au coarne, nu au nimic altceva. Sunt niște oameni normali, sunt niște oameni care au pățit în viața asta, face niște tragedii, pur și simplu, și viața i-a adus în astfel de situații. Am cunoscut astfel de oameni, am văzut și bunăvoință din partea lor, am văzut și dorință de a face treabă. Dincolo de lucrul ăsta, am văzut comunii în care poate ei, toți cei ca ei, că sunt pe probațiuni, că sunt cu muncă neremunerată, că sunt pe 416, erau oarecum deosebiți de restul comunității, dar nu în sensul de a-i scoate în evidență, de a-i stigmatiza, în sensul de a-i proteja și pe ei și de a demonstra că totuși primăria intervine în anumite zone folosindu-i pe ei ca forță de muncă. Și atunci purtau o vestă reflectorizantă, sau poate scria pe vestea aia, primăria X și tot așa, știți? Repet, nu făcut în sensul de a-i stigmatiza, da? Nu sunt ocnași, nu sunt robi, nu sunt sclavi, oamenii ăștia, da? Dar totuși, ca ei să fie mai vizibili în comunitate și să vadă că ei sunt prezenți, ei își îndeplinesc atribuțiile, deosebirea lor de rândul celorlalți, cum și la școală, că am prins și eu pe timpul Luceașcă, că purtam o uniformă și eram școlar. Și mă deosebeam de toți ceilalți, știți? Treceți la capitolul echipament de protecție. Poate în felul ăsta să fie adus, atinsă și zona asta. Poate. Repet, eu nu spun ca un stigmatism al lor.
Oamenii sunt sclavii nimănui, nu sunt robii nimănui, nu trebuie jigniți, nu trebuie apostrofați, trebuie apreciați. Dar nu cred că cazul. Dar am văzut la rezultatul aici, nu într-o situație penibilă, simță, nu știu ce. Chiar și cei care sunt la probațiune. Vin, sunt voi toți, am făcut, am tras-o, asta e, îi tratăm ca pe orice om egal, fără niciun fel de probleme, îi punem să facă ce avem de fapt. Mergea domnul Poian în pinsat, Costi Găini, când era mic, și în față și în spate. Și aia mâncai când nu vede calul ăla în căruța. O legat, să vezi atunci rușinii din cetățeală. Nu facem așa. Totuși, eu nu am fi mai multe cercea. E o comunitate creștină, totuși. Nu, de rău, alba e și un păcat. Deci nu cred. Nu e fenomenal. Deci la tuturor. Treci mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru realizarea obiectivului construcție și dotare cămin cultural sau scurta comună urbesc de sub da, o să-i dar o citire. Proiectul ăsta a început de mai multă vreme, a fost întocmit studiul de fezabilitate, depus la Compania Națională de Investiții și se pare că prinde viață ușor, ușor. O să dau citire raportului de referatului de aprobare. Deci aici avem aprobarea indicatorilor tehnico-economici, după care predare. Deci, având în vedere raportul compartimentului de specialitate, referitor la necesitatea investiției, obiectiv propus ce se încadrează în strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Europene de Ciobasă, a indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate, a obiectivului construire și dotare cămin cultural în sat scurta Comuna Orbeaște de Țubacău, ce are o valoare estimată dispusă astfel. Valoarea totală a investiției este de 4.323.805,01 lei, din care C plus M 2.814.663,81 lei, valoare finanțată prin subprogramul Compania Națională de Investiții de 4.151.080,17 lei, din care C plus M 2.728.695,34 lei, valoare finanțată prin UAT Orbeni, cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate din UAT 172.724,84 lei, din care C plus M 85.968,48 lei. Și constau în lucrări de construire, cămin cultural cu structură din carne de beton armat și închidere exterioare din BCA, structura acoperiști tip șarpantă din lemn, având următorii parametri tehnici. Suprafața de teren 2359 de metri pătrați, suprafața construită 440 de metri pătrați, suprafața desfășurată 557 de metri pătrați, regim din înălțime la P plus 1, pot 18,65%, cut 0,2236. Principalele obiective urmărite prin realizarea acestei investiții sunt îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în Comuna Orbeni, asigurând creșterea nivelului cultural și social al populației și al gradului de confort al acestuia. O creștere a nivelului socioeconomic al comunei, stimulând menținerea populației în mediul rural, în special a tinerilor. O crearea unor condiții adecvate pentru realizarea de eventual evenimente cu caracter cultural și de divertisment pe raza Comunei Orbeni. O stimulare înființării de ansamblu folclor și grupuri de muzică și dans care să permită locuitorilor de pe raza comunei practicarea în cadrul organizat a diferitelor discipline sportive și de divertisment. Stimularea derulării de activități de divertisment sau activități cu caracter cultural și social. O creștere a nivelului de educație, de socializare și de cultură a tuturor cetățenilor, copii, tineri, adulți, vârste și persoane cu handicap, prin participare la evenimente de divertisment, festivaluri folclorice și alte acțiuni care se pot derula în cadrul cabinului cultural. O dezvoltare a activităților culturale și de divertisment în Comuna Orbeni în corelație cu programele naționale de dezvoltare rurală. O creștere a participării tuturor locuitorilor de pe raza comunei la activități cu caracter cultural. O creștere a numărului de copii și tineri din comună care participă la festivaluri sau competiții de teatru, muzică, dans, ce se desfășoară în spațiul rural. Având în vedere cele mai sus expuse, supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a lucrărilor mai sus menționate, iar amplasamentul situat pe teritoriul administrativ al UAT Orbeni, în intervalul statului Scurta, identificat cu număr cadastral
60.913 va trebui predat pe bază de protocol către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Deci nu o să mai dau citire preambulului, că sunt acte normative care necesitează pașii care trebuie să-i facem. Articolul 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural. În sat Scurtea, Comuna Lupeaș de Țurbacău, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural sat Scurtea, Comuna Lupeaș de Țurbacău, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi dus la îndemnire de ordonator principal de proiecte prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, primarului și va fi făcută publică prin grija secretarului comunei Orbea. Da, cam asta ar fi. Domnul președinte, îmi permiteți? Domnul primar, cum ai spus punctul 8.9, pentru că la 9 e același material care de fapt spune cedarea Companiei Naționale de Investiții. O precizare, doar că ele trebuie votate separat. Da, dar discuția să fie cumulată pe același subiect. Iar următorul proiect de hotărâre face referire la predarea amplasamentului către Compania Națională de Investiții în vederea realizării obiectivului de care pomenim aici. Este bun. Da. Pentru că da. Satul Scurvesul a fost cămin acolo de când era copil mic. Cămin a fost tot timpul. Nu trebuie să vinim de acolo, noi de la Scurtea, a doua, Orbeni, să ne treabă. E foarte bun. E foarte bun făcut. Dacă vrei să-mi dau... Trebuie vorbați, bun. Domnul Ora. Și Orban, Orbeni aici. Și ascultă că o să vede. Domnul Ora, poate să... Da, mulțumesc. Țin să cercet pe domnul primar pentru proiectul în sine. În implementarea proiectului, că pentru asta s-a zbătut, sper doar ca acest proiect să nu confere o nouă presiune asupra bugetului local, care, în opinia mea, consider că nu are utilitatea necesară. Și mai sper ca acest proiect să nu adâncească separarea sătenilor din satul Scurta de sătenii din satul Orbeni. Lucru care, era doar o bănuială, dar se pare că s-a și confirmat prin spusele domnului consilier coleg, Rachi, că se dorește o separare între săteni. Lucru care nu ar fi chiar ok, din punctul meu de vedere. Ținând cont că Comuna Orbeni are doar două sate, avem un cămin cultural destul de modern, destul de modelat și nefuncțional la capacitatea pe care o are deja. A mai fost odată așa ceva, acest cărbin, s-a venit de la Scurta spre Orbeni și s-a luat la bătăi să pe Căminul cultural de la Orbeni nu are, nu este atinsă utilitatea lui. Așa consider eu. Este opinia mea, da? Ansamblul folcloric abia se întrăgește cu asta, asta din cauza pandemiei. Nu este de acolo. Dar totuși nu sunt interzise întâlnirile, văd cu doamna Șalaru, se întâlnesc, au chestii, o activitate continuă, nu sunt oprit ca la bar. Barurile s-au închis biroaza Comunii Orbeni. La activitatea ansamblului folcloric este. Copiii din satul Scurtă sunt într-adevăr, dar să revin la inițial, nu, școlile nu sunt strângate, domnul. Că de la Orbeni poate vine la Scurta. Și școlile funcționează. Și la Orbeni poate vine la Scurta. Copiii au alt regim de... Așa s-a făcut cu dispensa. Dorința mea era doar să nu se adâncească separarea sătenilor de... Da, niciodată nu se adâncească. Domnul Popu, vă rog. Consider că această investiție, indiferent de un fi orbanar sau scurten, își are sensul. Ideea că Scurta a fost cumva neglijată, nu sunt de acord. Într-adevăr, acest cămin a avut o veche tradiție, și pe timpul comuniștilor, cu și are un loc bine meritat. L-a lipit cu domnul Tiliță, nu-i?
Acum. Nu există nicio supărare. Dacă fetele de la Ordem vin să se mărite cu băieții de la Scurta, sunt locuri ideale de a ne întâlni și de a ne uni comunitatea. În cazul în care trăim vremuri grele, ca fost membru în Comisia de Apărare, eu nu știu cum Ordem să aibă în Scurta o zonă bine delimitată pentru a asigura condiții de cazare în caz de calamități naturale, incendii, inundații sau război. Ferească Dumnezeu de mobilizare sau se întâmplă ceva, trebuie să-i aduci pe oameni undeva. Pentru că cultural vor avea o destinație multiplă, de la activități culturale până la cele de dezastre, situații de dezastre. Indiferent de cât vom avea cotă parte în finanțare, marea pondere a fondurilor vin de la Comisia Națională de Investiții. Așa. Orice lucru clădit într-o comună poate avea o destinație viitoare benefică pentru orice activitate. Vă urez succes și Doamne ajută să ducă la îndeplinire. Dacă mai sunt alte intervenții. Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Abține? Un vot împotrivă? 12 metri. Trebuie să facem ceva, cineva vine să pune împotrivă, dacă nu observ eu. Așa nu poate. Dacă o chestie de boare, facem atâta tam-tam de numai numai. Domnul președinte, vă rog să supuneți la vot și punctul nou, l-am discutat. Nu, bine, că nu m-am pic să să nu uităm. Și dincolo de asta e posibil să mai întâmplă lucru cu acest cămin. Ajungem cândva să închidem imobilii necesari, să zic așa, ale unei comunități, dacă ei se întâmplă. Eu nu mă pronunț aici vis-a-vis de utilitatea lui, că e bun sau e rău. Dar în ipoteza în care el ajunge să prindă viață, cred că închidem o pagină din tot ceea ce înseamnă reabilitare de școli, de grădiniții și de alte chestii. Deci optica comunității de acum va trebui să meargă către altceva. Vedem ce o să facem și cu sediu, da? Și lucrurile pe partea de adică să o face într-un fel sau altul să termină. Se de primării? Da. Deci urmează cumva o propunere și pentru construirea unei primării noastre? Nu știu. Nu. Nu separați de tot comuna. Domnul Scurtez vor după aia comuna și poate, nu? Vom fi puțin să mai fim două comune. Nu, eu cred că am zis că domnul secretar s-a gândit la cu totul altceva, da. Un seriu care să arate a primăriei, dar asta într-un viitor, Dumnezeu știe când, compartimentat, bine și aici, mult... Aici, nu, ca să fim sinceri, eficiența nu este maximă raportându-ne la compartimente și la aglomerările care sunt în compartimente. Deci am două persoane care de persoane activități diferite, o perturbat și activitatea celuilalt. Odată ce a abordat unul, l-o zăpăcișă pe domnul. Sunt nu degeaba un numărat fostul viceprimar treptele de aici, dar numărat el cum scop al lui. Nu, e adevărat. Dar poate să fie și el, ascultă-mă, poate să fii la momentul ăsta sincer și să spui că da. Toți trei în biroul ăla, la sfârșitul zilei, dacă vă întrebam ce s-a întâmplat, de acord, dar relația cetățeanului, după primar primordial, secretar și viceprimar. Un viceprimar în pot, eu fac cu ce și acum n-am mai văzut primărie. Să fiți uiți. Vedea, un echilibru. Păi, aia stau la nivelul meu toți. Tot aparatul secretar chestii, da? Și am văzut cu ocazia aia o idee de extindere viitoare spațiu. Vă desenez o idee din cap toți. Că am zis, băi, eu știu eu căpostul care trebuie să trăia în pot. Dar măcar să vii cu o idee de tradiționare a spațiilor, încât o să zice, deci, băi, nu o stată la titeaba în pot. Deci, o dată de constructive. Am anticipat bine. Urmează și un nou sediu. Nu, no, deocamdată. Am anticipat și la scurtă. Nu l-a ascultat. Atunci se votează la președinte. Dacă temporar, nu, poate fi un început de idei. Dacă temporar, în anumite activități, mai suprapui o pandemie sau alte restricții, un funcționar, un compartiment, ceva, l-ai luat și l-ai alocat acolo, pentru că este mult mai ușor să deplasezi un om, un calculator, cu internetul care l-ai acolo, decât să cari un sat întreg să-l aduci în primărie, da, o măsură punctuală. Doi, legat de sediu. E posibil și cred că am ăsta o să reușim, cred eu așa după mine. Nu să nu câștigăm. Nu, nu, nu. Să tranșăm cumva demersul ăsta început de atâta timp și toată procedura din instanță cu tot ceea ce este, sunt indicii destul de clare și fermi că această clădire cu tot terenul aferent, ea o să rămână comunității, ori bine, doi la mână,
comunitatea noastră nu o să vină și nu o să fie făcută datoare, nu o să avem statut noi și oamenii vor veni la primărie nu ca la un chiriaș. Primăria nu va avea statut de chiriaș aici. Da. Adică veștile din zona asta sunt destul de... Sunt în favoarea destul de comunității. Bine, adotați. Așa. Haideți să trecem și la punctul ăsta cu două vorbe. Dar, la sfârșit, pot să glumesc pe chestia asta. Haideți să punem... Vezi, domnul Dan Urar, la sentimentul... Haideți să punem la vot și ultimul proiect de pe ordine zilei. Sunteți de acord? Cel care e pentru predarea clasamentului către CNI în vederea executării lucrărilor. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă, domnul Urar și 12 voturi. Eu vă mulțumesc și sper să ne vedem cât de curând, v-am zis, cred că până în 10-15 februarie ne vom revedea, dar o să ne vedem înainte de ședința oficială, cum am spus la început, în ideea de a discuta împreună bugetul și de a găsi cele mai bune soluții ca activitatea noastră să se desfășoare în bune condiții, adică să pășim cu dreptul și la anul 2020. Nu mai era dacă pierdem primăria, s-a închis? Aveam primărie, nici la anul ăla de primar. Ședința s-a terminat.